The Mindcast. Luni, George Simion, frăție, bine ai venit. Bine ai venit. Bine v-am găsit toată lumea, vă pupăm. Ce faceți? Călătorie plăcută. Stai că e luni, frate. E luni, stai puțin, stai. E luni. E luni, e luni, merge mai greu treaba, a? Merge mai greu treaba. Am atât de multe cuvinte și atât de multe scene în cap și cumva și știi sentimentul ăla când vrei să le spui pe toate în același timp și cumva nu ți ies și ești: "Bună ziua, bine v-am găsit, să rămână la revedere, noapte." Știi? Bună seara, dragi telespectatori. Suntem aici în studiourile Vocal Chief la mine și studioul Mihai Farcaș din Făgăraș, unde văd că atmosfera este incendiară. Din câte vedeți la mine, lumina este foarte albă și deschisă, m-am îmbrăcat în tricou alb, fac reclamă la Lenor, în timp ce dragul Mihai de acolo este pe partea mai întunecată a forței. Dark Corect? Side of the moon, aș putea spune. Da. Uite, uite, Gabi Mix, recunosc, este un subscriber de-al meu de pe Vocal Chief. Salut, Gabi Mix. Salutări, Gabi. Gabi Mix, mixaje, Gabi Mix. Gabi se mixează acum cu noi, știi, gen în această călătorie. Bine ai venit, Gabi. Da. Și tuturor celor care ne ascultă, vă urăm o călătorie plăcută, la fel cum sperăm să o avem și noi. George, data trecută cum te-ai simțit? Băi, data trecută m-am simțit foarte excelent. Super, super, foarte super, excelent. Ăsta e un fel de gen 10 cu felicitări, știi? 10x, excelent. Acum mă simt și mai excelent pentru că am această cana mea de ceai cu unicorni. Oh. Pe care asta i-am făcut-o cadou surorii mele și scrie pe ea gen unicornul zice că George Simion te iubește, vezi? Alice, George Simion te iubește, cu semn exclamări. Da, adică eu. Perfect, perfect. Câtă iubire, câtă iubire. Câtă iubire pe pământ, câtă iubire pe pământ. Ce mi-ai făcut, George? Foarte multe lucruri, foarte multe. Sunt foarte fericit că sunt foarte ocupat, adică sunt pe flow de muncă în ultimul timp. Pregătesc un curs online de canto, primul curs online de canto din România. Bă! Primul, știi? Primul venit, primul servit, adică ai șanse foarte mari să deschizi acum o nouă ușă de posibilități pentru oamenii care vor să-și deschidă fel și fel de întreprinderi individuale. Păi chiar asta vreau să fac, pentru că sunt de părere că muzica este fereastra sufletului și că trebuie să ne exprimăm prin voce, adică mă rog, nu trebuie, fiecare o face dacă simte, dar cine simte să se exprime prin voce, să se exprime prin muzică, să știe că are capacitatea să o facă și să nu mai asculte de cei din jur care le zic că n-ai voce, că n-ai talent, că bla bla bla, că doar unii sunt făcuți pentru asta. Oricine poate dezvolta acest skill de a cânta, eu sunt de părerea asta, și din cauza faptului că sunt la capacitate maximă de ceva timp cu elevii mei în privat și lumea vrea să facă cu mine și vreau să ajut cât mai mulți oameni, sincer, chiar vreau treaba asta, am decis să fac acest curs online care va avea locuri nelimitate și poate că nu o să fie chiar acel nivel de personalizare al informației care este când faci one-on-one, desigur. Dar o să fac tot posibilul să fie cât mai bine pentru toată lumea și sunt sigur că o să iasă super bine. Sunt super entuziasmat. Uite, avem niște oameni care ne salută aici. Hup, te salutăm cu drag, frățioare, ca de obicei, bine ai venit. Marian, pace, fratele meu din 13, you know, big up for the... Da, frate, trebuie toată lumea să fie acolo împăcată, liniștită, știi? Noi am început călătoria, cred că a fost de la început. George tocmai își exprima... Entuziasmul pentru o călătorie pe care a început-o de mai mult timp, se pare, nu? Da, călătoria cu Vocal Chief, care anul ăsta, după cum spuneam, m-a dus să-mi încep primul meu curs online. Este și prietena mea acolo în spate, citește o carte. Bună, bună, îi se văd doar mâinile, dar presupun că nu, da. Exact, cum am uitat să auzi și capul, da. Da. Din câte știu, o să vine și el la tine la emisiune miercuri, zilele miercuri viitoare. Da, miercuri. Da, da. Da, dar atunci o să avem o sesiune, acum avem o călătorie și atunci o să fie o călătorie. Ideea e că vreau să ne focusăm acum pe călătoria
pe care acum o ducem în zona de... Ne focusăm? Cum să ne focusăm? Așa. Da, aveam o idee în cap și gen, cumva când ai spus de Ana Maria, cumva m-am dus în călătoria cealaltă, știi? Și acum era urma să... Ai schimbat folderul. Am schimbat folderul, exact. Da, mă, băi, mă bucur că toate lucrurile acolo înfloresc la tine. Și la mine toate lucrurile înfloresc și se pare că dovada este munca și timpul care a trecut și nu, practic, știi, nu am stat pe loc, știi, nici tu, nici eu. Și cu timpul o să se vadă semințele care cresc, știi, plantate de ceva timp. Bineînțeles, mă bucur să văd că și tu te ții de treabă cu Mindcast și cred că și tu poți ajuta foarte mulți oameni cu treaba asta, da. Să afli informații noi și... bine, informațiile sunt pe tot drumul acum. Până la urmă avem la degetele noastre avem o chestie pe care avem toată informația din lume, da? Ne ajută cu ceva? Nu prea ne ajută până la urmă. Tehnologia? Educația este. Da, avem tehnologia să accesăm toată informația din lume, dar ne ajută treaba asta? Știi că... Oare nu avem prea multă informație? Bă, avem prea multe informații și cumva trebuie să o separăm, informația bună de informația care nu ne ajută, pentru că toate informațiile astea degeaba le pui etichete. Până la urmă e vorba doar de ce faci cu ele, știi? Și oricum, se spune, am auzit niște vorbe, că oamenii care stăpânesc, nu, un om care stăpânește tehnologia poate stăpâni lumea. Ce da, crezi despre asta? Și eu cred că sunt o mare fan al tehnologiei și cred că dacă te opui progresului, ești ca și mort, sincer. Adică toată lumea care nu se adaptează și nu, să zicem, în area lui, în business-ul lui, în zona lui de expertiză, nu se adaptează și nu încearcă să afle cele mai noi lucruri, să își extindă cunoștințele în domeniul respectiv, să folosească cele mai noi tehnologii, că tot vorbeai despre tehnologii, cred că rămân în urmă și cumva se pierd în negura istoriei până la urmă. Pentru că adaptabilitatea, după părerea mea, este cea mai de preț abilitate pe care o avem noi ca oameni. Da, bine, știi că există șanse să fii în situații în care tu să nu fii conștient sau să nu poți să știi de adaptabilitatea la care tu trebuie să te pui, știi? Față în față cu situații și situații în care tu nici nu știi unde te afli în viață, dar cumva trebuie să ai noroc. Pe lângă orice îți vine și orice vrei să faci, trebuie să ai un gramul ăla de noroc, frate, care când te lovește, după aceea nu mai trebuie să-l lași, că dacă îl lași, totul e de la capăt și de la capăt și de la capăt și de la capăt și niciodată nu se leagă nimic, știi? Deci... Așa e, Mihai. Mai ții minte care era filozofia mea legată de noroc, că am vorbit și ultima oară de ea? Adu-mi aminte, te rog. Spuneam că diferența dintre un om norocos și unul care nu este norocos este că cel norocos acționează asupra oportunităților care îi apar în cale. Da. Adică atâta timp cât iei acțiune asupra oportunităților care ți ies în cale, îți dai șansa să fii norocos. Dacă nu iei acțiune asupra lor, nu îți dai șansa să fii norocos. Știi ce? Eu mai cred într-o chestie. Eu mai cred în faptul că fiecare poate să-și facă norocul singur. Mi se pare că norocul ăsta de multe ori te poate păli, dar în același timp poți să ți-l faci și cu mâna ta. Și eu sunt advocatul ideii de fă-ți norocul cu mâna ta, provoacă-ți-l, du-te în lume și provoacă lucruri, știi? Exact, păi cred că ce am spus eu și ce ai spus tu sunt exact aceeași idee spusă diferit. Cred că mergem exact pe același vibe acolo. Frumos. Uite, mă întreabă Gabi Mix ce album lansez. O să lansez album, se numește 69 album, am lansat deja două piese de pe album. Prima se numește 69 Ways, o găsești pe YouTube-ul meu. A doua se numește Heal You și am lansat-o cam acum 2-3 săptămâni, nu mai știu exact când. Și mi-a plăcut că lumii le-a plăcut foarte mult piesa asta, Heal You. Ai vindecat, după cum spune și titlul piesei, nu? Da, să știi că am două eleve cu care fac... Tobe și Canto,
care mi-au zis că este piesa lor preferată acum și se duc și dau play la piesa asta Heliu în clasă la ele la școală. Și când am auzit asta a rămas prost, adică wow, ok, piesa mea a ajuns deja piesa preferată a cuiva, este chiar flatant să auzi treaba asta. Da, îți dai seama, când depui muncă și ai practic în domeniul muzical și când trebuie să vinzi sau să oferi ceva și vrei să te întreții cu lucrul ăla, un om este primul hint, știi, pe care l-ai, unde îți dai seama, băi, uite, am făcut ceva bine sau nu, am atins pe cineva sau n-am atins pe nimeni, știi, cu ceea ce fac. Dar, exact. Keep it going, știi, tot înainte. Apropo, Dizzy, bro, la mulți ani pentru ieri, fratele meu, să trăiești 1000 de ani. La mulți ani, Dizzy. Salut, frate, bine ai venit alături de noi. Acum, Georgică, ce... Călătorie interesantă a fost de când am început Mindcast-ul până acum, pentru că în fiecare ediție, fratele meu, am simțit... Fratele meu, am simțit în fiecare ediție cum intru cu picioarele în pământ, dar în același timp ceva m-a menținut tare pe poziție. Și știi de ce? Pentru că simt că în momentul când îți găsești vocația sau... simți că ești la locul potrivit, cumva tot timpul vei găsi o putere care să te mențină pe drumul ăsta, știi? În sensul că oricât de mult ai crede că ai văzut că majoritatea oamenilor și eu și tu probabil că am trecut prin stări de genul, există perioade când ai încredere în tine și există perioade când nu ai încredere în tine, și în perioadele când nu ai încredere în tine e greu de multe ori să-ți găsești puterea de a merge înainte, știi? Dar sunt și situațiile alea când găsești puterea la un moment dat, când insiști și insiști și insiști, te transformi pur și simplu, știi? Mihai, ce vreau să spun eu ție și chiar și ascultătorilor de la Vocal Chief și de la The Mindcast, în momentele alea în care tu sau altcineva simți că nu mai ai încredere în ceea ce faci și... nu mai știi cum să o duci mai departe, apelează la niște prieteni care vezi că sunt pe același drum cu tine și ei te vor ajuta să treci peste impasul ăla. Și vreau să te întreb acum, ai avut, de când ai început călătoria asta cu Mindcast, ai avut momente în care ai vrut să renunți sau ți s-a părut că nu e ce trebuie? Deloc. Eu cred că toată schimbarea asta de energie a venit de la momentul când am renunțat la carne. Sincer. Am renunțat la carne și m-am transformat pur și simplu. Și sunt momente când am foarte multă energie și o investesc. Și sunt momente când nu am foarte multă energie și cumva... trebuie doar să am încredere că tot o să fie bine, știi? Adică e un pas foarte mare pentru mine pentru că am simțit să fac toată treaba asta. Dar este o perioadă de tranziție pentru mine, știi? Și acum cumva, fiind evident, vreau să subliniez faptul că fiind o discuție liberă, ăla mi-era gândul în momentul ăla și chiar simțeam nevoia să-ți spun, băi, nu vine să cred că a trecut o lună jumate, aproape 2 luni, suntem aici o gașcă frumoasă, știi? Și purtăm călătoria asta în fiecare zi și totul crește, totul prinde putere și cumva vreau să, sau aș vrea să mă bag în ideea de, băi, când ai o idee și lucrezi la ea și ajungi într-un punct, ideea e să te ții de ea, frate, să te ții de ea, să o crești, să o crești, să o crești și să ai răbdare, știi? Să ai răbdare. Să ai un focus nebun pe treaba respectivă. Exact. Pur și simplu să mergi pe aia și să ai încredere, să ai o viziune în treaba respectivă, să ai încredere că se poate întâmpla. Și dacă n-ai încrederea la început, ți-o clădești singur. Îți clădești singur încrederea vizualizând ceea ce vrei tu să obții, gândindu-te în ce fel vei ajuta oamenii. Eu cel puțin așa fac cu Vocal Chief. M-am gândit la început... O vedeam foarte mic treaba. Mă gândeam că dacă o să reușesc să o duc la punctul în care să am suficiente elevi încât și să fac niște bănuți și să fiu cum sunt acum la capacitate maximă, o să fie suficient pentru mine. Dar bineînțeles că am ajuns să vreau mai mult și să ajut mai mulți oameni și eu singur nu pot să
ajut atât de mulți oameni și atunci trebuie să fac un curs online. Să, din toamnă vreau să-mi deschid sediu și să mai antrenez niște oameni să facă același lucru ca și mine și să ducem treaba asta mai departe, să o creștem cât mai mult. Și bineînțeles că cred că și tu ai o viziune legată de Mindcast. Așa e, Mihai? Da. Unde vreau să ajung cu The Mindcast, în primul și în primul rând, este la cât mai mulți oameni, dar în același timp fiecare om să primească atenția cuvenită din partea mea. Adică nu prea mă gândesc în viitor, cât mă gândesc la fiecare experiență în parte, cum ar fi, nu neapărat ultima, știi, că e, dar fiecare experiență este unică, înțelegi? Fiecare călătorie, fiecare moment are începutul, intriga și sfârșitul ei, știi? Și viziunea mea pentru The Mindcast clar este de a ajunge la toată lumea, știi? De a purta discuțiile astea în față la 50.000 de oameni, 100.000 de oameni, un milion, exact. Două vrei, milioane. Vrei să o duci pe internațional până la urmă. Da, tocmai de asta o să fac pe viitor și în engleză, dar momentan e vorba de a călători, înțelegi? Destinația e călătoria pentru mine. Și pe lângă bineînțeles, dar trebuie, adică după părerea mea trebuie să ai și viziunea aia acolo care să te tragă și să zică, băi, despre ce trag eu, să ajung la cât mai mulți oameni. Eu văd și treaba asta la mine în viitor, vreau să duc treaba și pe internațional și să o duc cât de mare se poate, pentru că am niște idei, modul cum îmbin psihologia cu canto și cu muzica și cu toate astea, care consider că chiar îi pot ajuta pe oameni cu ideile mele și atunci de ce să nu ajut cât mai mulți? Te cred. Și tu la fel. Te cred. Și eu vreau să ajut, dar în același timp mi se pare că dacă e, de exemplu, încerc să mă ajut pe mine, cumva în același timp simt că există șansa ca ajutorul pe care eu mi-l ofer să se răspândească. Adică dacă eu acum mă chinui foarte mult să ajut o grupă de oameni, înțelegi? Sau un grup de oameni, sau cumva știu că totul se face prin ceea ce simt. Adică mi-am dat seama și din muzică treaba asta, mi-am dat seama și din experiențele pe care le-am avut, simțirea, trăirea. Și dacă mă ajut pe mine și învăț lucruri și mă îmbogățesc mental și mi-acord respect și iubire, cumva acordându-mi mie aceste lucruri, cumva le ricoșează din mine în celelalte persoane. Înțelegi? Și nu că nu mă gândesc pe lungă durată sau oricât de mult aș putea să o duc pe lungă durată, mă gândesc la momentul ăsta pentru că știu că totul se face treptat. Totul se face treptat în viață. Astăzi pui o cărămidă, mâine pui o cărămidă, mâine se întâmplă nu știu ce, păi mâine nu știu cine, înțelegi? Dar dacă în trecut făceam foarte mult să construiesc mental pe viitor și deși nu era greșit ceea ce făceam, pentru mine, pentru modelul meu de a evolua, nu se potrivea. Consider că fiecare persoană este unică și are o autenticitate în experiență. Ce înseamnă asta? Fiecare om trebuie să-și cunoască plusurile, minusurile, mijlocul. Toată lumea are trebuie să-și găsească echilibru. Echilibrul meu nu poate să fie echilibrul tău, echilibrul tău nu poate să fie echilibrul meu. Înțelegi ce zic? Tocmai de asta trebuie să te cunoști cu adevărat și nu să te cunoști. E foarte adânc când spun și mă refer să te cunoști cu adevărat, înțelegi? E o călătorie, deci tu poți niciodată, există șanse să mergi pe drumul ăsta și să nu afli niciodată, dar măcar în cât timp ești pe el, ceva tot vei afla care îți va pune viața acolo unde vrei tu sau te vei îndrepta spre ceea ce simți sau spre un loc, Mihai, mai bun. Ce cred că zici tu și eu sunt foarte, foarte de acord cu ceea ce spui, este că în primul rând trebuie să avem grijă de noi înșine ca să îi putem ajuta pe ceilalți și să ne ajutăm pe noi ca să îi putem ajuta pe ceilalți și în același timp să avem o viziune de ansamblu pe viitor, dar în același timp să vedem și imediat în față și să facem step by step. Cărămidă cu cărămidă. Într-adevăr, asta e cea mai bună soluție, pentru că dacă te uiți prea mult în față și vezi viziunea prea mare, este posibil să te sperii foarte tare de ea și să nu mai faci nimic. Wow, cum o să ajung eu să fac toate chestiile alea? Așa că iau step by step, cărămidă cu cărămidă,
cum a scris un elev de-al meu o piesă, era un vers: cărămidă cu cărămidă, oamenii din jurul meu nu se inhibă. Ceva de genul. Aha. Băi, da. Presupun că acolo la tine, cum lucrezi cu elevii tăi? Cum aprofundezi sau cum te apropii de oamenii pe care încerci să-i dezvolți? Din punct de vedere al informațiilor. Adică faci și dezvoltare personală cu ei sau doar înveți să cânte? Nu îi învăț doar să cânte, pentru că foarte mulți din oamenii care vin la mine îmi văd videourile de pe YouTube și probabil au trecut prin aceeași poveste ca și mine. Cineva le-a spus că ei auzeau cu urechile lor că vocea lor nu este cum trebuie, adică nu le plăcea cum sună vocea lor. Da? Cineva din anturajul lor de asemenea le spunea că vocea lor nu sună bine sau că n-au talent sau că nu e pentru oricine. În schimb, ceva din interiorul lor le spunea că ei pot să facă asta și că vor să facă asta și e licărul acela de pasiune. Și mulți dintre ei vin la mine, unii sunt chiar foarte talentați și îmi zic: băi, George, uite, vin aici, o să-ți cânt, nu știu dacă o să fie bine, să-mi spui măcar dacă e vreo șansă să fac ceva. Și după aia deschid gura și eu zic: băi, frate, tu ești super talentat, cum poți să spui tâmpenile astea? Cine ți-a zis ție că nu cânti bine și că toate astea? Deci sunt atât de mulți oameni care... Cred că e vorba și de context, fratele meu. Pentru că eu am fost în foarte multe situații în care am stat pe lângă oameni care eu am simțit ca un talent, dar sunt foarte multe percepții. Mă refer, când zic o percepție, mă refer la un om, înțelegi ce zic? Și sunt foarte multe percepții care nu au privirea de ansamblu sau nu cunosc informațiile pe care generația asta le cunosc, știi? În sensul că sunt mai multe genuri muzicale și eu, de exemplu, pot să am voce pentru un gen muzical, dar pentru altul nu. Și dacă vine unul din nu știu ce gen muzical și cumva norocul sau ghinionul se nimerește ca eu să... Iau practic un review de la omul ăla care pe mine mă vede că nu sunt în filmul lui, da? Nu e vorba de filmul meu. Că oamenii în general pun tot timpul preț pe ceea ce simt ei. Nu prea, e foarte greu ca om, mai ales când te naști în societatea asta, să-ți dezvolți o părere obiectivă, decât dacă ești un critic sau decât dacă ești într-o funcție care e nevoie. În rest, toată lumea se gândește foarte subiectiv la totul. Înțelegi? Așa e societatea. Nu există... În fine, acum era să intru pe niște filme de-astea, dar îmi dau seama. nu e nicio problemă, înțeleg foarte bine. Ideea e că tu trebuie... De ce ai auzit, din punctul meu de vedere, de ce se aude că unii pot cânta și alții nu? E vorba de persoana care practic spune treaba asta și dacă nu e... Cred că ai punctat foarte bine un lucru, pentru că am observat că și mulți dintre cei care îmi scriu pe YouTube, Facebook și toate astea, și dintre cei care vin la mine, vor în același timp să cânte poate piese mult prea grele pentru ei sau poate piese care nu se potrivesc pe vocea lor și încearcă să imite alți artiști. Și cred că cel mai bun sfat, dar nu știu, poate l-au mai auzit și de la alții, un lucru prin care am trecut și eu, mare parte din cât am încercat să cânt toată viața mea: băi, frate, nu încerca să imiți pe alții. Dacă vezi că alții pot să cânte mai sus sau mai nu știu cum, găsește-ți propria ta voce și cum sună ea bine. Dacă unul cântă rock și tu vrei să cânti rock, dar vocea ta este mai de R&B sau este mai soft, mai melodioasă, nu încerca să te piși împotriva vântului, scuză-mi vorba. Stai liniștit că ești pe internet, exact. Nu ești la Nu e niciun CNA aici. Da. Așa. Nu încerca să te piși împotriva vântului, pentru că trebuie să jucăm cărțile pe care le avem noi și cred că fiecare dintre noi avem o voce unică și specială care, într-adevăr, poate am dus-o într-o direcție mai îndepărtată de cum ar trebui ea să sune atunci când își atinge potențialul maxim. Mi se pare că înainte să vrei să cânți, trebuie să știi ce vrei să fii, pentru că În societatea asta sau în lumea asta sau în viața asta, cum sunt multe meserii și foarte multe straturi la orice chestie, așa și în muzică sunt niște straturi. Adică lăutar, cântăreț, cântăcios, artist,
Și mai sunt câteva layere, dar astea sunt cele mai importante, cumva, astea sunt cele mai cunoscute. Lăutarul e omul care merge la evenimente, nu? Da. Mă refer, bine, stai ca să specificăm, pentru că e foarte interpretabil și mai nou, nu știu de ce, dar tot timpul când spun, eu am încă 300 de mesaje în cap, dar spun ceva, eu am înțeles, dar îmi dau seama că zic ceva și e foarte interpretabil. Deci, că practic și artiștii merg la evenimente, dar eu vreau clar să fac diferența între artist, lăutar și cântăcios. Mă ajuți? Și care e diferența? Hai să vedem. Eu am o părere despre toată treaba asta, pentru că în drumul meu de a-mi da seama ce fel de om vreau să fiu în muzică, eu am fost prin toate și m-am oprit unde consider eu că în momentul de față lupt și mă chinui să evoluez și să mă dezvolt, să înfloresc, așa, da, pe zice trece. Dragilor, pentru cine nu știe și pentru cine a venit de pe canalul meu, și Mihai este artist și are o voce super, super mișto, pe mine m-a inspirat tot timpul și scrie și foarte mișto și o să avem chiar și o piesă împreună pe albumul meu. Așa, Mihai? Da. Și există o diferență mare între toate cele trei. Dacă tu știi ce vrei să fii, trebuie să știi cu ce se mănâncă fiecare în parte. Pentru că dacă nu știi, tu în primul rând vrei, păi eu vreau să cânt. Și pe aceea, practic, presupun că se duce această persoană la cineva și persoana aia trebuie să zică exact cumva orice am zis eu, oricum ai zis și tu. Trebuie să ai o direcție. Dacă direcția aia nu o ai, universul ăsta în care trăim nu acționează asupra ta cu nicio forță. Un obiect care nu e acționat de vreo forță stă pe loc și practic nu și-are mersul în nicio direcție și practic e sortit statorniciei. Dar când există o forță care acționează asupra ta, bine, legile fizice, evident, dar când există o forță care acționează asupra ta, atunci practic viața asta te mută în direcția forței care acționează asupra ta. Ce înseamnă o forță? No, eu acum spun în felul următor. George, o să vin la București și o să înregistrăm la microfonul ăla la care tu vorbești. Așa. În momentul ăsta, în capul meu, un gând a început și mi-a pus gândul ăla, s-a atașat de mintea mea, de amintirea acelui gând. Practic funcționează ca o forță și eu când mă trezesc, dacă sunt loial cuvintelor mele și ceea ce spun, când mă trezesc de dimineață, forța sau gândul ăla acționează și îmi spune, bă, te mai duci la București la George. Și atunci iară eu zic, bă, am zis ceva lui George, nu? Hai să mă țin de promisiune. Exact. Dar ai forța. Ai forța în viața asta. Exact. Ce ai făcut tu este că ai plasat o intenție în univers și există mai multe moduri de în care energia se propagă din mintea noastră spre univers. Primul este gândul, care este cea mai infimă formă. Dacă avem doar gând, nu se propagă chiar atât de puternic în univers. Apoi este când se transformă din gând în vorbă. O spunem cu gurița noastră, da? Cum ai zis și tu, o gândești, băi George, eu vin să înregistrez, să facem o piesă împreună. Ți-o spui în minte prima oară. Da, depinde cât de loial îmi sunt mie, știi? Exact. După aia mi-o spui și mie și o folosești ca vorbă. Băi George, o să vin să înregistrez. Deja ai propagat energia aia în univers și foarte multe forțe te vor împinge spre direcția aia, într-adevăr. Dar în momentul în care o duci de la vorbă, deci de la gând, la vorbă, la acțiune, care acțiunea este cea mai puternică formă de a manifesta energia în univers, nu-i așa? Da. Acolo se întâmplă adevărata magie. Când iei acțiune în direcția respectivă, lucrurile o vor lua în direcția respectivă. Vrei să-ți explic din punct de vedere științific cum percep toată treaba asta cu forța? Sigur. Imaginează-ți că orice gând pe care, orice cuvânt pe care îl spui, în creierașul tău îți creează o cămăruță. Camera aia, un cuvânt, dar pui o intenție, nu. Se creează o cameră în imaginația ta, dar practic am zis că o iau științific, nu metafizic, deci hai să o iau științific. Păi nu, că e bine să o ieși cu analogic, ca să înțeleagă lumea. Păi da, nu, dar vreau să o iau științific și hai că o să înțelegi imediat la ce mă refer. Bun, în creier, cum ai văzut cum sunt neuroni, sinapse, tra-la-la-la-la-la-la, orice cuvânt creează o amintire. O amintire, imaginează-ți că ea se manifestă în
ca o informație stocată într-un neuron. Ok? Mm-hmm. No. În momentul în care noi suntem ființe evoluate, adică plecăm de la ideea asta, nu plecăm de la ideea că suntem acum 4 milioane de ani și încercăm să ne dăm seama de foc și de apă și de, înțelegi? Adică noi deja, noi deja în capul nostru, dar nu conștientizăm, dar noi deja știm semnificația la multe lucruri. Avem informația genetică acolo. Genetic, exact, din punct de vedere simbolistic, noi știm niște lucruri de care nici nu suntem conștient. No, și cumva la asta voiam să ajung, la ideea că orice gând, mai ales dacă e hrănit cu intenție, cu voință, cu direcția asta pe care ai spus-o și tu, se poate manifesta în realitate. Se manifestă, dar mă refer că forța aia, practic, tot tu ești. Da, mă refer în amintirea ta, gândul ăla începe și preia o știi? O viață. Propriu. O viață, gândul ăla devine de sine stătător cumva, dar în tine. E foarte greu de explicat, dar o să încerc cât de mult posibil. Preia o viață proprie. Oamenii de obicei, din punctul meu de vedere, nebunesc când un gând de genul în capul lor preia o formă pe care ei nu o pot controla, știi? Cumva, cumva de asta trebuie să-ți protejezi și mintea în viața asta de foarte multe energii. Păi până la urmă ego-ul și... Ce este ego-ul? Sunt mult prea multe gânduri, nu? Care sunt, da, sunt mi se pare gânduri că care sunt plasate nu întotdeauna de noi în mintea noastră. Și dacă mă întreb pe mine, uite, o teorie neverificată, dar eu cred că, de exemplu, bolile de genul schizofrenie sunt doar un ego dus foarte avansat, unde sunt mult prea multe gânduri care ies de sub control, nu le mai poți controla și te controlează ele pe tine și se manifestă prin astfel de boli psihice care până la urmă nu sunt decât niște suferințe foarte profunde. Scuze, ca să scap de ego, mi se pare că trebuie să îi realizezi nesemnificația. Practic trebuie să vezi că este o iluzie, dar e foarte greu de spus doar, băi, am un ego și trebuie să văd că de fapt el nu există, este doar o creație a minții mele bazată pe experiențele din trecut nasoale pe care le-am avut și ego-ul ăla practic vrea doar să mă protejeze, să nu mai sufăr cum am suferit în trecut. Dar ego-ul tău nu știe că practic tu din moment ce ai trecut prin ceva, ca să suferi din nou la aceeași intensitate, trebuie să fie ceva mult mai grav decât atunci. Și automat ego-ul ăsta mi se pare că este o formă joasă de existență, știi? Și sunt mai multe forme de existențe. Creierele noastre sunt ca niște radiouri care cumva pot fi sucite și cumva le sucești prin diferite moduri. Uite, de exemplu, consider că să mănânci carne, ești într-o dimensiune, ești într-o stare de existență, pentru că energia pe care carnea ți-o oferă, deși există o energie pozitivă, există și o energie negativă, că fizica ne învață că există mai multe spectre ale lumii și cumva dacă reușești să înțelegi că totul se leagă în lumea asta, poți să-ți faci un manual, să zic, de a umbla pe lumea asta și să ajungi la cea mai bună formă pe care o poți întrupa. Mă refer, poți să-ți ajuți organismul să fie la cel mai înalt nivel, dar trebuie doar să faci niște conexiuni. Și mi se pare că foarte multe lucruri pe lumea, adică sunt foarte multe dimensiuni de existență. Uite, de exemplu, eu când am renunțat la carne, am intrat în altă dimensiune de existență, pentru că nu mai există carnea aia care să zicem, uite, deci ai văzut că mănânci carne, primești energie, da? Mhm. No, dar pe lângă energia puternică pe care o primești, primești din punctul meu de vedere și energia fricii a animalului când a fost omorât. Cu siguranță e toată energia negativă pe care se manifestă și prin substanțe și energetic, da. Da, oricum, nu vreau să discutăm despre veganism sau despre... Pentru că și veganismul mi se pare că e o etichetă. Până la urmă, tu trebuie să faci ce simți, știi? Eu nu m-aș aștepta niciodată că o să ajung într-un punct în care să zic, bă, chiar nu mai pot să mănânc carne, știi? Dar, dacă pur și simplu, am ajuns. Te ajută... Uite, știi cu ce mă mai ajută? Eu recomand oricui să încerce tot felul de lucruri și să vadă ce îi ajută cel mai mult, desigur. Știi cu ce mă mai ajută carnea? Și crede-mă că mi se pare cel mai bun lucru, pe lângă, practic, sănătatea pe care cumva cred că, știi, e pe plus. Există șanse să nu, dar cred că e pe plus. Știi, acum, nu știu, vedem în timp. Știi cu ce mă mai ajută? Corpul când simte, în ghilimele, un craving, un fel de foame, pentru că
tu când ești un organism crescut cu carne, tu nu o să poți să scoți niciodată craving-ul ăla din tine, niciodată nu o să poți să, deși te schimbi de la mânca, știi, nu mai mănânci carne, nu o să poți să schimbi practic dorința de a mânca. Deși tu zici, bă, nu mi-e bună și chiar nu vreau să mănânc, că nu mă simt bine să o mănânc. Dar tu ești un organism crescut cu carne. E foarte greu să schimbi asta. Dar uite la ce mă ajută, George. Mă pot focusa foarte tare pe momentul ăsta. Știi de ce? Te ascult. Pentru că foamea, în ghilimele foamea, craving-ul ăla, dorința aia de a mânca cărniță, cum sună cărniță, dorința aia de a mânca, practic, așa, tot timpul mi-alertează, îmi ține corpul în alertă. Tot timpul are impresia că o să primească imediat ceva și toată atenția corpului se shiftuiește în momentul ăsta. Nu mai are timp să se gândească la ieri, la alalteri, pentru că el simte nevoia de ceva. Dacă tu îți dai corp... Și cum explici tu că se întâmplă asta prin faptul că nu mai mănânci carne? Pentru că sunt un organism crescut cu carne și chestia asta nu o să pot să o scot din organism prea repede. Adică, deși am renunțat 3 săptămâni, de 3 săptămâni n-am mai pus carne în gură, nu o să pot să schimb în 3 săptămâni ce am construit în 26 de ani, sub nicio formă. N-ai mai pus carne în gură? Da, frate, nu, eu știu că e interpretabilă, da, românii ăștia interpretează totul. Da, mă, n-am mai mâncat carne și nici ouă și nici, bă, că practic mă duc în zona aia. Nici mai... carne, nici ouă. Dar știi ce vreau să fac? Oh my God. Dar știi ce vreau să fac, frate? Vreau să fac fasting sau mai bine spus pe română, cred că îi spune... Intermittent fasting. Dar nu intermittent fasting, bro, nu intermittent vrei, fasting. Vrei să faci de ăla în care te abții câte 3-4 zile de la mâncat? Băi, nu știu, ideea e că da, vreau să încerc ceva de genul. Vreau să beau doar apă. Da, le știu că este foarte sănătos, beneficii făcut o dată mari pe an sau ceva de genul. Da, clar. Da. Uite, cum tu vezi chestia asta cu carnea, eu sunt foarte convins că trebuie să eliminăm altceva din dieta noastră și anume zahărul și carbohidrații. Eu mi-am creat o convingere legată de chestia asta și într-adevăr când nu i-am eliminat complet, dar când elimin din zahăr și carbohidrați din alimentația mea, mă simt într-adevăr mult mai bine și am mai multă energie și suntem o societate care tinde foarte mult spre obezitate, nu neapărat și noi românii, dar în general în toată lumea se tinde foarte mult către obezitate pentru că lumea s-a obișnuit să mănânce foarte mult zahăr și este mult mai dăunător decât crede lumea și vreau să fac un apel la ascultători. Documentați-vă pe treaba asta și încercați să eliminați zahărul din dietele voastre pentru că este foarte, foarte nasol. Deci dacă mergeți să săpați puțin prin internet, pe internet, o să vedeți că poporul a fost cumva manipulat ca să devină dependent de zahăr. Pentru că zahărul alb nu prea este ceva ce noi avem nevoie ca organism. Clar nu este. Nu e ceva ce avem nevoie. Și mai mult decât atât... toată societatea asta de doctori și de nutriționiști, timp de, nu știu, 50-100 de ani, a fost cumva manipulată de oamenii care vindeau carbohidrați, gen companii de cereale de dimineață, care și-au făcut marketingul astfel încât să zică că lumea are nevoie de carbohidrați și de zahăr și de tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar... adevărul este că lumea nu are nevoie de carbohidrați și carbohidrații sunt cei care duc la bol de genul diabet, prediabet și obezitate. Cam asta am avut eu de zis despre carbohidrați. Cred că este o paralelă cu ce aveai tu de zis despre carne. Eu personal încă consum carne pentru că simt că îmi dă cărămizile acelea de construcție ca să-mi țin corpul puternic și sănătos. Acum, fiecare cum simte. Da, eu am mai avut niște încercări în trecut, dar m-au ținut, cred că, 3-4 zile, pentru că simțeam o mini-disperare, așa, știi, după...
după a mânca. Da. Și după aceea, cu timpul, am trecut, pot să spun că am evoluat, nu știu dacă e cuvântul potrivit. Am trecut de la o stare la alta și cumva am ajuns la concluzia că ar trebui să-mi surprind organismul. Cum? Ar trebui să îmi schimb modul de viață și să merg pe un stil, spre un stil de viață mai sănătos. Evident că de la sine după aceea toate transformările astea au avut loc, pentru că am mers pe ceea ce am simțit și am simțit că trebuie să renunț la excesele pe care le făceam înainte. Mâncarea, somnul aiurea și neapărat făcut sport. Neapărat în fiecare zi 3 km nu există. Mai sunt anumite zile când trebuie să mai faci câte o pauză, dar în rest, exact, neapărat... Dacă toți suntem aici și suntem influenceri, să zicem, sau suntem pe drumul de a deveni influencer și putem influența oamenii, oamenii, frate, în bine, oameni. Vreau și eu să zic, ca să influențez pe ceilalți, cum ai spus tu că te-ai apucat de o viață mai sănătoasă, nu ca să mă laud, ci ca să poate influențez pe cineva și inspir pe cineva să preia și el mai mult sport în viața lui. Eu fac sală de 2 sau 3 ori pe săptămână și fac și box de 2 ori pe săptămână. Și pe lângă asta, în fiecare dimineață îmi fac o rutină în care mă încălzesc destul de bine. Fac cam 20 de flotări, genoflexiuni și tracțiuni pe zi, ca să mă țin în formă tot timpul. Și încă o chestie cu care vreau să influențez lumea și de care am suferit eu foarte mult timp, eram foarte obosit tot timpul și eram foarte obosit pentru că mă culcam foarte târziu, dar eu nu asociam treaba asta, nu-mi dădeam seama că avea legătură. Eu mă gândeam, păi, pot să mă culc la orice oră, atâta timp cât dorm 8 ore, o să fiu ok. Dar acum că am experimentat și latura cealaltă și am revenit la programul de somn pe care l-aveam în copilărie și chiar mă odihneam ca lumea, și anume să mă culc pe la ora 11, a fost un drum lung până să ajung înapoi la ora 11 de la ora 4 dimineața unde ajunsesem. Un drum de câteva ore, da? Da, un drum de câteva ore pe care l-am făcut în vreo 7-8 luni sau chiar un an. Da, da, uite. M-am culcat din ce în ce mai devreme. Aha. Băi, spor să menții, pentru că asta e cel mai important, să menții. Mă străduiesc odată ce te apuci foarte de ceva, mult să mențin, da. Da, o să reușești, adică imaginează-ți că trebuie doar atenția ta zilnică. Uite, Dizzy mă întreabă dacă 3 km mers sau alergat. Alerg, dar schimb o dată pe săptămână pentru că se obișnuiește corpul cu efortul pe care îl depun. Adică mă duc la teren, aici la noi, la noi pe stadion, și încep... Am o săptămână când alerg pe scări și pe aceea mă duc, dau vreo 5 ture. Am altă săptămână când alerg în 5 ture, după aceea mă duc pe scări, dar tot timpul alternez. Pentru că dacă îmi obișnuiesc corpul cu un efort, el nu mai dă randamentul pe care eu îl vreau. Știi? Că se obișnuiește cu efortul ăla. Vreau să-l împing. Ca să-l împing trebuie să-i rup filmul cumva. Așa parcă se întâmplă și la intermittent fasting, nu? Adică ai practic 5 zile în care respect sau 6 zile și o zi ai cheat day, nu? Acolo cred că este vorba de dieta keto. La intermittent fasting ideea este că nu mănânci 16 ore, nu mănânci o fereastră de 16 ore dinainte să te culci până te trezești și apoi încă vreo 4-5 ore. Și mănânci totul, toată mâncarea ta pe care o mănânci într-o zi, o mănânci într-o fereastră de 8 ore. Am folosit chestia asta, am folosit-o vreo 2-3 luni, m-a ajutat foarte mult să slăbesc. N-am mai folosit-o în continuare pentru că nu voiam să slăbesc mai mult de atâta. Adică voiam totuși să mă mențin. Ia uite că a început furtuna afară. Da, și aici am făcut. Uite, Mihai, dacă tot... Am citit, dacă tot suntem la furtună, ia zi. Dacă tot suntem la furtună și la citit comentarii, vreau să leg de ce vorbeam un pic mai devreme. Văd că m-a întrebat Gabi Mix dacă voi merge la Vocea României. Am fost, chiar anul ăsta, am fost la preselecție la Vocea României. Și full disclosure, nu am trecut. Dar de ce, de ce te mai duci, frate, acolo? Da, asta mă întreb și eu după asta și tocmai de asta voiam să vorbesc despre asta, ca să
discut cu oamenii de ce nu este un concurs sănătos. Și dar am vorbit și cu... Dar ăla nu e un concurs, frate. Ăla pare un concurs, dar nu este un concurs. Ăla... Știi ce înseamnă un concurs? Un concurs înseamnă să ai drepturi egale, să pornești din același loc, să înțelegi ce înseamnă un concurs, din punctul meu de vedere. Să ai avantaje egale. Acolo nu ai avantaje egale. Acolo nu ai un avantaj, mai ales dacă te duci și nu cunoști pe nimeni, nu ai relații și nu înțelegi cum funcționează show business-ul. Și nu mă refer show business-ul de, nu mă refer artea de a te vinde pe tine, că aia e cu totul altceva. Mă refer show business-ul din punctul de vedere al pe cine cunoști destul de bine pus la punct în industrie, încât să garanteze pentru tine. Pentru că dacă sincer nu... să fiu, Mihai, anul ăsta am vrut să merg ca să încurajez pe iubita mea să meargă și ea. Și pe iubita mea voiam să încurajez ca să aibă și ea un challenge în legătură cu asta. Să vadă... Să e se bine ducă să te duci odată. Odată chiar e bine să te duci, dar... Să se ducă să încerce să cânte. Ei bine, ea n-a mai vrut să se ducă, însă eu am zis, mi-am păstrat promisiunea față de mine și am zis să mă duc. Eu sunt și un tip mai emotiv și am avut și foarte mari emoții și n-am cântat în forma mea cea mai bună, ca să zic acolo, adică m-am și pierdut și n-am cântat cum pot eu să cânt cel mai bine și am fost și criticat foarte aspru. Am fost criticat așa de aspru și asta voiam să discut cu lumea care ascultă legată de voce, încât... Câteva zile sau săptămâni după, îmi pierdusem iar încrederea în vocea mea. Deci, se poate pierde încrederea în voce după ce ți-o capezi din nou. După asta am mers la terapie vocală, m-a ajutat, este o tipă cu care fac terapie vocală, Ioana Mândoiu. Chiar dacă eu sunt vocal coach, fiind profesionist vocal și trebuind să-mi păstrez vocea, trebuie să mă duc și eu să... Da, cum un stomatolog are dinți, nu? Adică trebuie și el să se ducă să-și facă dinții, nu? Exact. Și tipul asta, Ioana Mândoiu, la care merg la terapie vocală, m-a ajutat foarte mult să-mi remediez problemele pe care mi le creasem pe voce, pentru că ajunsesem să strâng foarte mult cu vocea. Și încă lucrez la treaba asta, să-mi remediez, dar na, predând și foarte multe ore pe zi și... Multe lucruri de genul ăsta te pot duce să-ți mai pierzi obiceiurile bune de pe voce. Și vreau să zic că vreau să fac un apel către oameni. Ok, vocea României este mișto de privit și mie îmi place să mă uit, este foarte fan, sunt oameni foarte talentați acolo, mult mai talentați ca mine poate, dar nu vă puneți toată încrederea într-un concurs de genul ăsta, pentru că este doar atletism acolo și mi-a spus și terapeuta mea vocală, sunt mulți oameni acolo care se duc și își pierd vocile și le distrug total, pentru că este presiune foarte mare, este un concurs de atletism și nu este despre a transmite, despre dar a... show-ul ăla nu e despre concurenție, despre cei patru de pe scaun. Adică da, exact. să fiți conștienți când vă uitați că dacă vedeți pe cineva acolo de care vă place, persoana aia apare 5 minute. Dar uitați-vă cine apare mai mult pe ecran. Deci, practic, și eu am fost păcălit și mă bucur că am fost păcălit, că m-am dus... Da, și Mihai a fost la concursul și chiar a participat și a ajuns mult mai departe decât mine. Da, dar nu... Da, bă, nu... nu, ideea e că am fost păcălit, frate. Am fost păcălit să cred că este o oportunitate. Deși este o oportunitate într-o oarecare măsură, poți și fără mult mai bine și sunt chestii mult mai complicate pe care ți le poți oferi ca și experiență decât să te duci acolo și să o dai în bară și știi care e chestia? Că tu nu dai în bară și tu nu dai în bară și cumva pleci de acolo și dezamăgirea e foarte mare pentru că e expunerea foarte mare. Da, este foarte mare și ți-am zis, se pot crea. Deci am simțit pe pielea mea că se pot crea traume pe voce din chestia asta, frate. Eu pur și simplu îmi pierdusem încrederea în voce și mi-am dat seama ce înseamnă. Într-un fel a fost bine pentru mine că am trecut iarăși, pentru că mă pot pune iarăși în pielea în care sunt elevii mei sau oamenii care mă urmăresc la început, atunci când nu au încredere în voce. Și de-aia cred, apropo, cursul meu online care...
o să meargă foarte mult pe principiul ăsta de încredere în voce și de cum să-ți construiești încredere în vocea ta, cum să cânți, se va numi așa, cum să cânți bine, chiar dacă n-ai încredere în vocea ta. Și cred că foarte mulți oameni se identifică cu chestia asta. Așa. Pentru că foarte mulți oameni îmi scriu și au o poveste asemănătoare în care cineva le spune că nu au voce, că nu pot să cânte. Ei zic că le e rușine să cânte în public și că ar vrea să capete încrederea în vocea lor. Și am observat că cursurile de canto clasice, vocal coaching clasici, nu merg foarte mult pe chestia asta, să încurajeze, îi încurajează doar pe cei talentați, nu și pe cei care au o pasiune și vor să muncească. Pentru cine nu are... Vreau să schimb chestia asta. Aha, ok. Pentru cine nu are încredere în el sau în ea, ar trebui să începeți în fiecare zi să vă dați obiective foarte micuțe, dar foarte poate și nesemnificative la început, dar pe care să știți că le veți îndeplini exact după ce vi le puneți. După care, după ce le îndepliniți pe cele micuțe, treceți la unele mai medii care necesită o săptămână, exact, două săptămâni. După ce mintea voastră recepționează mesajul când ceva ce tu ți impui și îndeplinești, practic când se întâmplă schimbul ăsta între tine și mintea ta, deși sunteți același lucru, există o separare când vine vorba de cum te impui tu în fața ta ca persoană. Și de exemplu, ca să te impui în fața ta ca persoană, băi, eu sunt o persoană care are încredere în mine. Deci eu sunt o persoană care are încredere în propria persoană. Nu, eu nu sunt o persoană, adică trebuie întâi să știi ce nu ești. Eu nu sunt o persoană fără încredere. Asta e primul lucru pe care cumva trebuie aruncat acolo în univers. Pentru că e un cuvânt care îți creează, cuvântul e creator. Bam, din momentul în care ai spus-o, îți creează un univers. Eu nu sunt o persoană fără încredere. Eu sunt o persoană cu încredere în mine. Asta e un fel, asta e cel mai puternic, cea mai puternică frază pe care un om care nu are încredere în propria persoană să o spună 5 minute pe zi. Exact, Mihai, și vreau să spun că exact ce ai spus tu acum, un sfat foarte, foarte bun. Vă rog să luați sfatul ăsta dacă vreți să vă construiți încrederea în voi, pentru că Mihai a zis-o foarte bine. Exact, ăsta este și unul dintre pașii din metoda Vocal Chief din cursul pe care o să-l lansez, și anume să iei în pași foarte mici, să-ți pui obiective pe care tu poți să le atingi la început. Când vine vorba de cântat, să încerci să cânti niște piese foarte ușurele, să faci niște exerciții mai ușoare și abia după aia să crești gradual dificultatea. Pentru că dacă îți pui un target foarte mare de la început și vrei să cânti, să zicem, Freddie Mercury, vrei să cânti Bohemian Rhapsody, whatever, de la început, o să te descurajezi foarte tare când o să vezi că nu ți iese și o să zici, mamă, nu sunt un cântăreț bun. Frate, dar începe și tu cu ceva mai tangibil, gen am o căsuță mică, care, apropo, este un exercițiu, nu știu dacă știi piesa Am o căsuță mică, este de la Gașca Zurli, este o piesă pentru copii care are 50 de milioane de view-uri pe YouTube și o folosesc ca exercițiu cu elevii mei. Deci un exercițiu excelent, jur. Pentru că e o piesă foarte simplă. Și pur și simplu o iei și cânți cu oamenii printr-un tub de silicon cu ea și apoi fără acel tub și urci cu ei pe mai multe și îi vezi cum progresează ușor, ușor. Este minunat. Da. Muzică pentru copii. Mi-a adus aminte de perioada când eram profesor. Uite, muzica, în momentul când o vezi ca și meserie sau pasiune, pentru că tu trebuie să trasezi o linie între pasiune, meserie sau ce vrei ca muzica aia să reprezinte pentru tine? Sunt niște întrebări la care orice om trebuie să răspundă când se apucă de ceva. Nu contează că e un hobby, că e o pasiune, că e o muncă. Orice, trebuie niște întrebări puse, care întrebările alea pe tine te vor scuti de foarte multe probleme, foarte multe probleme. Când vine vorba de să vrei să cânți sau să înveți să cânți, mi se pare că trebuie să te gândești ce vrei să faci cu vocea ta, cu muzica, cu, înțelegi? Mi se pare că e o întrebare puternică și după aceea urmează întrebarea
ești. Dacă vrei să ajungi să fii cântăreț, ești împăcat cu ideea că s-ar putea ca niciodată să nu reușești? Exact. Asta trebuie să fie... Eu vreau să le spun celor care au pasiune în muzică și care vor să devină cântăreți. Există două categorii de oameni. Oamenii care fac asta ca hobby și este foarte ok și este foarte mișto să înveți să cânți ca lume ca hobby, pentru că te împlinește sufletește, da? Te face să comunici anumite emoții în niște feluri în care nu poți să faci doar prin cuvinte. Și oamenii care vor să devină cântăreți profesioniști. Ei bine, pentru cei care vor să ajungă cântăreți profesioniști și se gândesc că wow, chestia asta nu este pentru toată lumea și poate n-am șanse să fac chestia asta și să devin foarte cunoscut, vreau să zic că există și un plan B care este mult mai mișto decât vă așteptați și este cerere foarte mare pentru oameni competenți pe chestia asta, și anume să antrenezi oameni să cânte mișto. Și nu sunt foarte mulți oameni competenți care să antreneze alți oameni. Da. Pentru că îmi dau seama după câți oameni vin la mine să facă treaba asta și să... Da, oricum ar trebui să spunem că muzica este o stare. Muzica este un vibe pe care îl percepi când vine din exterior și un vibe pe care îl dai când vine din interior. Și sunt foarte multe moduri de a aborda muzica. Fiecare om are modul lui, știi? Eu am fost băgat în muzică prin evenimente, prin nunți. Pentru că în familia mea, tăticul meu a cântat la evenimente și cumva m-a introdus și pe mine prin el la evenimente. Eu după 3 ani de... Cumva tu ai moștenit ceva de la tine din familie în... Da. Calitate de muzică, foarte mișto. Da, dar după 3 ani de făcut nunți sau 2 ani, nici mai știu, am renunțat voit, pentru că mi-am dat seama că pe mine mă așteaptă altceva pe lumea asta, nu mă așteaptă practic să mă folosesc de talentul pe care l-am ca să doar să fac bani. Mi se pare waste of talent, mi se pare adică mi se pare că îmi dau talentul pe nimic, știi? Mi se pare că banii, bine, eu aveam filmele astea în liceu, îți dai seama, aveam 16-17 ani când aveam gândurile astea și mi-amintesc momentul când am zis că renunț. Practic făceam bani, dar nu prea aveam ce să fac cu banii, știi? Cumva, nu, eu, deși aveam o gașcă, eu nu prea mă simțeam în același ritm cu oamenii, pentru că nu simțeam nevoia de a cheltui, mai mult simțeam nevoia de a învăța. Numai că atunci învățam alte chestii, dar... Ce învățai? Spune-ne. Când aveam 17 ani, aveam visul meu pe atunci, era să ajung în PGL la Counter-Strike și aveam un clan cu niște oameni din România și gen ne antrenam în fiecare seară. De la 7 la 9 intram și... Da, în fine, aveam vise de gamer. Da, știu, știu că am jucat și eu Counter-Strike, dar bine, n-am ajuns niciodată să joc foarte bine, sincer. Da, și în fine, ideea e că eu mi-am dat seama că nu vreau cu vocea sau cu talentul pe care l-am să fac neapărat bani, cât vreau să mă folosesc de el ca să transmit un mesaj. Nu știam la 17 ani. Bun, dar n-ai vrea, de exemplu, să faci și bani și să transmiți și un mesaj. Ideea e că dacă mesajul... Te poate și treaba. Ok, hai să-ți explic cum percepe toată treaba. Când oferi un mesaj de calitate, când oferi valoare, nu contează cum, totul se întoarce prin bani. Exact. Atâta timp cât eu caut bani prin a face muzică, nu o să vină banul ăla la mine. Niciodată. O să fugă de mine. Dacă eu caut să fac în schimb ceva și să-mi ofer atenția doar în a face și să ignor partea asta bănească, pentru că când pun preț pe ea, cumva pun preț pe ceea ce am fost învățat ca să privesc și pun preț pe... Să te gândești doar să oferi valoare tu. Mă gândesc să ofer valoare pentru că valoare este noua monedă de schimb în lumea asta când vine vorba de creație și talent. Deci, cred că a fost tot timpul moneda de schimb. Doar bine, că... eu l-am perceput-o așa, dar mi-am dat seama că valoarea egal bani. Deci dacă oferi valoare, valoarea ți se cuantifică primești în bani. Primești banii înapoi. Da, valoare, da. Adevărat. Da, nu valoare. Bine, și la valoare de genul se primesc mulți bani. Și... Dar nu-i genul meu de valoare. Nu. Pe care vreau să ofer, știi?
Ai punctat o chestie foarte mișto aici, pentru că există două tipuri de mentalități pe lumea asta. Mentalitatea de abundență și mentalitatea de sărăcie. Și oamenii care gândesc cu mentalitatea de abundență și, apropo, dacă vreți să auziți o chestie de mentalitate de om bogat pe care o preiau de la oameni care au companii foarte mari, este să te gândești să oferi tu valoare în primul rând. În momentul în care te gândești să oferi valoare, fără să te gândești la ce primesc eu, ce primesc eu, tot timpul, o să primești automat înapoi, o să primești bani. Deci dacă tu o să oferi valoare și oferi la suficienți oameni, o să primești exact echivalentul valorii ălea în bani înapoi și este o chestie pe care am testat-o pe pielea mea. În schimb, omul cu mentalitatea de sărac, de sărăcie, te va gândi întâi la ce dai, da mie, ce mi se din chestia asta? Dar eu nu mă bag dacă nu mi se nimic din chestia asta, știi? Da. Și atunci, gândindu-se, fiind needy și gândindu-se întâi numai la el, normal că nu iese nimic, pentru că întâi trebuie să oferi ca să primești ceva înapoi. Dacă tu oferi valoare și îți arunci valoarea în lume, valoarea o să se întoarcă la tine nominal, prin bani. Deci, un tip pentru toată lumea, dacă începe să vă gândiți să oferiți întâi valoare și cum puteți să oferiți voi valoare oamenilor, apropo, să fie valoare de care oamenii au nevoie, adică să fie lucruri pe care oamenii le cer și de care au nevoie, nu așa v-ați trezi voi că, să zicem, vreți să ciopliți rinoceri din marmură și nimeni nu vrea rinoceri din marmură, știi? Adică trebuie să fie ceva ce vrea lumea, ceva pe care să fie cerere, după părerea mea. În momentul în care o să feri valoare pe ceva okay, zi. Pe care este cerere, banii se vor întoarce la tine. Și ce mi se pare mie cel mai înalt nivel de a face lucrurile? Să creezi o nouă nișă, frate. Tu îți dai seama? Ăla e cel mai înalt nivel de creație sau cel mai înalt nivel de business pe care poți... Gândește-te câți oameni caută să creeze nișe. Eu cumva spre aia vreau să mă duc, frate. Eu nu vreau să mă duc să umblu pe nișa altuia, pentru că nișa altuia e dominată de ăla care a făcut-o. Eu vreau să creez o nișă pe care eu să o domin și oamenii... Bine, evident că acum... Știi care e chestia? Revenim acum la ideea pe care am spus-o. Eu sunt împăcat cu ideea, după toată nebunia asta de viață pe care am dus-o până acum, eu sunt împăcat cu ideea că există șanse ca niciodată să nu reușesc. Dar o să citesc la sfârșitul vieții o carte scrisă de mine, cel puțin după 26 de ani. Știi exact, ce zic? Mihai, în momentul... Dacă tu în permanență te uiți cu un ochi critic, de ce nu merg lucrurile? Și încerci să cauți, uite, poate nu merge pentru că trebuie să lucrezi la asta, la asta, la asta, la altă și îți dai seama, până la urmă tot vei reuși. Deci până la urmă, garantat, tot vei reuși în ceea ce faci. Și ce înseamnă să reușești? Hai să fii atent aici, că acum te iau. Hai să vedem, ce înseamnă să reușești, frate, din punctul tău de vedere? Ce înseamnă să reușești din punctul meu de vedere? Înseamnă să fie bine și pentru mine și pentru ceilalți. Adică să pot să ajut oamenii exact echivalent pe cât primesc și o abundență în viața mea și apoi abundența pe care o primesc în viața mea, să zicem, în materie de bani, că cu banii sunt unitatea de măsură cu care pot să cumperi orice, să ajut mai departe. Da, adevărat, să întorci înapoi ceea ce ți se oferă. Deci eu vreau să fac bani, bineînțeles că există și o parte egoistă acolo în care vreau să fac bani ca să... Duc eu o viață foarte liberă, să am libertatea să fac absolut orice și să pot să merg unde vreau, să fac ce vreau, să îmi cumpăr ce vreau. Dar există și partea de făcut bani în care știu că dacă, cu cât am mai mulți bani, cu atât pot ajuta această lume mai mult. Și planul meu este să ajut lumea prin educație, pentru că ducem foarte mare lipsă de educație. Vreau să fac lucruri în legătură cu încălzirea globală, că... Sunt mari probleme acolo. Auzi, știe, toată lumea ne prinde urechile cu încălzirea globală. Da, bine,
E o discuție amplă asta cu încălzirea globală. Dar, uite, zice Vlad Raicu, Mihai, poți să intri și pe nișa altuia, trebuie să știi cum. Ideea e că, uite, fii atent, hai să spun o chestie. Spune. Nu, voiam să-i spun lui Vlad. Vlad, tu mai vezi vreun Macanache? Mai vezi vreun... mai vezi vreo Delia? Mai vezi vreo Andra? Mai vezi vreun Smiley? Îi vezi, dar nu-i vezi la nivelul lor. Exact. Ce vreau, fii atent, Mihai, vreau să punctez ceva legat de nișă, pentru că m-ai dus exact la o chestie de care voiam să vorbesc și ai zis foarte bine că fiecare trebuie să-și găsească nișa lui. Da, chestia asta se numește micronișă. Și fii atent, eu ca să fac cursul ăsta online, pe care nu ți-am spus încă chestia asta, afli aici în exclusivitate. Exclusivitate. La The Mindcast. Așa zic. Woo! Eu urmăresc la rândul meu un curs online care mă învață cum să fac un curs online. Se numește... Adică Inception sau cum? Exact. Se numește Hobby to Profit și cursul ăsta online te învață Hobbit cum să... Hobbit to Profit? Da, te învață cum să vinzi hobbiți. Ok. Nu, este Hobby, da? Hobby to Profit. Adică de la hobby, de la pasiune, la profit. Cum să-ți duci pasiunea ta la profit, știi? Să faci un curs online dintr-un lucru care îți place ție. Și eu voiam să fac un curs online din cursuri de canto încă dinainte să descoper pe net acest curs. Care, nu știu dacă ai auzit, de Pera Novakovic. Este foarte mișto pe psihologie. Și încă un tip care se ocupă cu marketingul, Doru Pelivan. Ei au făcut cursul ăsta în care eu m-am înrolat. Am investit niște bănuți ca să învăț cum să fac eu la rândul meu un curs online cât mai bine și să ajung la cât mai mulți oameni. Și săptămâna trecută în acest curs online am învățat că ca să ajungi cel mai bine la oameni trebuie să-ți găsești micronișa. Ce este micronișa? Este exact cum spuneai tu, că trebuie să-ți găsești nișa ta pe care ești doar tu singur și nu mai există nimeni pe nișa respectivă. De exemplu, la mine, nișa mare, gen categoria mare în care lucrez este, să zicem, dezvoltare personală. Apoi, sub nișa ar fi lecții de canto, corect? Da. Dar micronișa pe care am găsit-o eu și mi-am dat seama și din cei 2 ani în care activez și pe 2 ani jumate pe YouTube și dau și cursuri individuale și vorbesc cu oamenii, este... cum să cânți bine, chiar dacă nu ai încredere în vocea ta. Și asta este o micronișă. Înțelegi? Da. Pentru că sunt oameni care nu au încredere în vocea lor. Foarte mulți. Dar nu vine nimeni să le zică treaba asta și să le arate. Băi, tu ești de ăsta care n-ai încredere în vocea ta, eu știu cum să te fac să cânți și să capeți încredere în vocea ta, știi? Și atunci ți-ai găsit micronișa. Și tu domini pe propria ta micronișă, nu mai ai nicio concurență. Da. Și eu sunt sigur că o să fie o formulă de foarte mare succes pentru că este dovedită. Și uite, poate o să te ajute și pe tine treaba asta. Să definești foarte bine micronișa. Eu sunt genul de om care, cum să zic, simt ce trebuie să fac și fac cumva în momentul în care simt, dar până nu simt ceva să fac, nu iau nicio decizie, adică nu stau, de exemplu am stat foarte mult timp să citesc, ok, am stat cred că aproape un an jumate am stat în cărți, pur și simplu în cărți, am citit, am căutat informații, mi le-am notat, mi le-am trăierat, mi le-am și de la dezvoltare personală la SF, la cărți de război, la filozofie greacă, antică, egipten. Tot le-am luat pentru că eu am vrut răspunsuri și nu mi le dădea, familia nu mi le-a dat, religia nu mi le-a dat, oamenii pe care am avut pe lângă mine nu mi le-a dat și practic m-am simțit gol, adică exista râu sau să fac ceva cu viața mea. Și ai găsit anumite răspunsuri în cărți? Am găsit aproape toate răspunsurile și nu doar în cărți, aproape toate răspunsurile, dar de ce spun aproape toate răspunsurile? Pentru asta... că... Zi. Vreau să fac o mică paranteză aici și să le spunem oamenilor că într-adevăr se găsesc răspunsurile în anumite cărți. Deci chiar se găsesc răspunsuri
care să-ți îmbunătățească viața și să duci o viață mai fericită și mai mișto. Se găsesc răspunsuri în cărți, dacă stați să le căutați. Așa că puneți mâna și citiți. Da, asta am vrut să zic. Ideea e că pentru mine a funcționat în felul ăsta, dar nu e valabil pentru toată lumea. Pentru că... Bineînțeles că nu este, dar a funcționat pentru mine și pentru tine, poate mai inspiră pe cineva, aruncă un ochi pe o carte... Da, hai să-ți explic, fii atent, hai să-ți explic cum a funcționat pentru mine. Te leagă ceva. Ca să înțelegem ideea de citit sau de nevoia pe care am simțit-o și am avut-o și am susținut-o printr-o forțare practică la început. Na, eu am fost genul mai... let's party, știi, let's have a good time, știi, gen. Da, mi-am dat seama că I can't do anything fără knowledge. Knowledge is power. Deci informația e putere dacă știi să o aplici. Dacă nu știi să o aplici, practic o ai degeaba. Informația e putere dacă iei acțiune asupra informației respective. Da. Exact. Uite, am început cu o carte. Ascult. Am început cu Alchimistul. Aia a fost prima carte pe care am citit-o. În Alchimist, eu am fost de mic un băiețel cu o imaginație, în engleză există un cuvânt pentru ceea ce vreau să exprim, în română nu știu dacă există. Peculiar imagination. Peculiar înseamnă straniu. Am avut o imaginație stranie, bogată, dar stranie. Gândurile mele tot timpul au fost la 180 de grade față de mediul meu înconjurător, dar nu m-am simțit special, m-am simțit doar diferit. Diferit în sensul de că mi-era foarte greu să relatez tot timpul la cei din jurul meu, dar nu pentru că mă... Poate... Îți dai seama, toți am avut perioada aia de ne consideram noi nu știu ce frunze de copaci în vârful șurii lângă boi și vaci. Da, 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 da. Nu, și eu mă identific foarte mult cu chestia asta. Da, dar, și eu aveam o imaginație mai peculiar. Da, dar am citit Alchimistul și din cauza imaginației, nu de altceva. Acolo vorbea despre o parte spirituală, cumva, vorbea despre o abordare spirituală asupra vieții și pentru cei care ne urmăresc și nu înțeleg ce înseamnă cuvântul spiritual, ca să fie exemplificat mai bine, spiritualitatea este o formă de a te adapta unei situații în viață în care simți că practic nu ai răspunsuri sau nu știi pe ce să pui mâna. Prin spiritualitate poți să pui mâna pe niște lucruri care, deși nu sunt palpabile, le simți. Simți că organismul tău poate să reacționeze la anumite mesaje, forme prin care, prin spiritualitate sau oameni care au practicat această spiritualitate, știi la ce mă refer, George? Eu știu. Bun. La ce te referi, da. Bun, pentru că și eu am găsit răspunsuri în cărți de spiritualitate. Și așa. Eu nu am fost o persoană foarte spirituală când eram mic. Adică, ca toată lumea, cred că, da, mai zicea bunica, mama, chestii să merg la biserică până pe la 12-13 ani. Când am început eu la 12-13 ani șmecher să citesc cărți SF și am citit Dune. Nu știu dacă știi Dune. Da, 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 știu. Nu am citit, dar știu. Am o bază de date despre aproape toate cărțile importante, știi? Adică am citit vreo 4 cărți Dune și de acolo mi-am luat ideea despre cum religia este făcută ca să controleze masele și toate astea. Da, să știi că pe unii oameni religia ajută. Scuză-mă că intervin. Adică nu, pe unii oameni au nevoie de religie pentru că ei se identifică, mai ales familia aici are un rol foarte important. Ei se identifică cu acea religie de când erau mici și oricine vine și le spune lor: "Bă, dar vezi că religia e control în masă." Mihai, dar stai liniștit, că asta era părerea mea de la 13 ani. Fratele meu, schimbat-o pe parcurs. Eu nu ziceam de tine acum, ziceam în general că sunt oameni care advocați împotriva bisericii, gen, știi? Da, în fine. Da, uite, Izzy zice că în a patra carte este cu spiritualitatea și cu psihologia. Da, da, este într-adevăr, dar nu știu cât de bine o înțelegeam eu atunci. Intrasem pe un film mai științific de ateu și toate astea și am început să-mi descopăr spiritualitatea din nou cam pe la, să zic, 23-24 de ani, în ultimii 3-4 ani, da. Mm-hmm. Și... am început să mă conectez mult mai mult cu conștiința universală, ca să zic așa. Tu salutăm și pe Destroid. Bine ai venit, frățioare. Salut, Destroid. Destroid e omul meu de la Vocal Chief, de acolo îl recunosc. Îmi comentează la multe videouri și
Sal, cum a zis el. Da. Și referitor la cărți, după ce am citit Alchimistul... Easy, easy. Merită recitită toată seria, scuză-mă, Mihai. Nicio problemă. Toată seria acum la o vârstă mai înaintată, că mi-a adus aminte ce să bag în coș. Da, cred că merită seria Dune. Eu acum am foarte, foarte multe cărți. El spunea o afirmație, bro, nu era o întrebare. Da, știu că nu era, dar... A, ok. A, nu, e ok. Eu eram într-un film, știi, și de-aia, gen... Vreau să termin ideea, da. Eu acum am foarte multe cărți de spiritualitate și de dezvoltare personală puse pe listă și nu știu dacă m-aș mai apuca de altceva până nu le termin pe astea, că citesc cărți pe bandă rulant acum și mă ajută foarte mult. Spune tu, Mihai, că... Vorbesc cam mult. A, nu, bă, dar nu, stai puțin, că nu, e o discuție liberă, fratele meu. Vorbește cine simte, cum simte. Stai deci nu e, nu e o discuție îngrădită aici. Nu. Eu eram pe o idee și de-aia eram cumva, când ai o idee, ideea se conturează, se... Știi? Uite, scuze-mă că a mai zis Livia Crescu, dacă le pot da câteva titluri. Da, uite, acum citesc o carte de psihologie, de constelații, nu știu dacă ai auzit de tehnica constelațiilor, este o terapie de grup foarte mișto și creepy și eficientă. Cartea asta se numește Corpul meu, trauma mea, eul meu, de Franz Rupert. Dacă vrei să notezi, este foarte, foarte mișto cartea asta. Mai am pe listă părțile 2 și 3 din Conversații cu Dumnezeu, care este o carte spirituală foarte mișto, care n-are neapărat legătură cu religia creștină. Neil Donald Walsh, nu? Exact. L-ai citit, Mihai? Da, prima carte, cel puțin. Am citit-o în vamă. Da, am citit și eu prima carte și trebuie să le citești și pe celelalte. Așa. Da. Apoi mai am pe listă cele 5 răni, parcă așa se numește, stai să văd. Imediat mă uit și vă zic. Mihai, zi tu ideea ta până atunci. Da, referitor la modul în care am abordat cititul, când am început să citesc, eu tot timpul am avut o memorie foarte bună, niciodată nu m-a lăsat memoria. Și am înregistrat foarte mult și evenimente și trăiri și sentimente și imagini și când am început să citesc am observat o chestie care se întâmpla în capul meu. Puteam să rețin pagini întregi de informație după o simplă citire. Și super, gen să le reții motamo? Motamo. Rețineam, de exemplu, idei, dar eu vedeam pagina în capul meu ca o imagine, uite așa, gen ca o fotografie și o vedeam și puteam să dau zoom în capul meu. Era o experiență și cumva, pe lângă mesajul... Adică aveai o memorie fotografică, să înțeleg. Da, dar nu numai memorie fotografică, aveam și o memorie emoțională. Eu mi-aduceam aminte cum a făcut cartea aia să mă simt. Pe lângă mesajul și pe lângă amintirea pe care o aveam în momentul când citeam. Și mi-am dat seama că după ce am citit, creierul meu a început să se manifeste diferit. Am simțit o schimbare în creierul meu și eram, hopa, eu nu aveam chestia asta înainte. Și chestia asta deci eu așa am făcut în viață. M-am observat după ce am făcut ceva. Am citit Alchimistul, am văzut o schimbare, hopa, ceva se întâmplă și e de bine, pentru că știi care a fost problema? Care a fost ideea? Eu aveam probleme de-a lungul vieții. Culmea, frate, după ce citeam o carte sau citeam chestii, eu găseam prin cuvinte răspunsuri la toate problemele mele. Știi ce spun? Zici, știu, bineînțeles. Și de la Alchimistul, după aceea m-am dus în SF la Neuromancer, William Gibson, care el a făcut Cyberpunk-ul și eu sunt nebunit după Cyberpunk. Da, am observat foarte tare. Știi de ce îmi place Cyberpunk-ul? Pentru că tot esteticul este foarte colorat și culorile îmi stimulează foarte mult creierul și prefer decât să dau share la un clip cu failuri sau un clip despre Dragnea care intră la închisoare, prefer să dau share la o imagine pe care și așa eu intru pe Facebook și mai dau scroll pe pagina mea că mi-urmăresc tot timpul feed-ul și mă uit, frate, la ceva ce am postat acum 2 zile și hopa, ce a fost acum 2 zile postat?
o poză super colorată cu o imagine și toate alea sunt în capul meu, frate. Eu plantez în fiecare zi în capul meu niște imagini puternice, înțelegi, unde pe mine tot timpul mă trimit într-o zonă de unde creativitatea mea înflorește, înțelegi? Eu tot ce îmi hrănesc, deci tot ce intră ca imagine pe ochii ăștia și pe urechile astea trebuie să fie gestionat și controlat de mine. Și pentru pe că... papilele gustative și pe clar, acum, deci stai puțin, numai acum am ajuns la nivelul ăla. Deci mi-am dat seama acum ceva timp că eu trebuie să controlez ce văd, trebuie să controlez ce aud și acum ajung la organism, frate. Gândește-te după un an. Mamă, știu ce o să se întâmple, o să mi se topească toată grăsimea din corp, pentru că organismul, dacă aveai vreo idee să ți-o menții, da? Pentru ca să termină. Da. Deci organismul o să consume toată grăsimea, deci când nu mai bagi multă grăsime, o să consume toată grăsimea din tine. Tot, o să ți-o pape toată. Și după aceea, la un moment dat, o să slăbești. Din ce în ce mai mult. Da, eu sunt de părere că dacă elimini toți carbohidrații, o să-ți arzi toată grăsimea din tine. Dar, cum să zic, teoriile de nutriție sunt foarte controversate și există foarte multe. Este ca și cum am început să vorbim despre religii, dacă vorbim despre teorii de nutriție. Eu asta sunt de părere că dacă elimini toți carbohidrații, slăbești foarte ușor, dai toată grăsimea jos, pentru că corpul începe să-ți ardă din grăsimile stocate în corpul tău, dacă nu mai are principala sursă de energie, care de obicei este carbohidratul. Știi ce? Bun. Zi. Voiam să mai zic că am găsit cartea pe care voiam să o recomand, se numește... Și fii atent, Mihai! Ar fi foarte mișto dacă ai putea să scrii un coment cu cărțile pe care le recomandăm. Poate mai vrea cineva să le preia. Te rog, hai, cu ceva. Te rog, zi. Deci eu vreau să recomand cartea asta, cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine, de Liz Baudreau. Da, scrie doar titlul. Zi și autoarea. Liz Baudreau. Da. Beau, mi-am înșelat iubita, noapte la hotel cu una seniorita. Așa ești, mă. Clasic. Apoi scrie de seria Conversații cu Dumnezeu, că este, Doamne, este așa. Foarte șmecheră. Apoi vreau să mai zic o carte care m-a ajutat foarte mult pe mine, Cele 4 legăminte, este o carte de spiritualitate foarte accesibilă, de Don Miguel Ruiz. Ruiz? Da. Așa. Și bineînțeles, cred că dacă lumea care ascultă podcastul tău este deja știe de Psihocibernetica, care este una dintre cele mai șmechere cărți de... Eu n-am prea vorbit de ea, dar aia mie mi-a schimbat mult show-ul și flow-ul și viața și mentalitatea. Și valoare. Valoarea. Nu, aia trebuie să o muncesc să o oferi, știi? E ca și cum, nu știu, vrei să inovezi. Când inovezi, practic, poate o viață întreagă să-ți ia, știi? Dar la un moment dat îți dai seama, cauți ideea, frate, știi când ești lumea ideilor de cauți și pui și la un moment dat, bă, ai atașat niște chestii undeva și ești, asta e, frate, bum, și îți explodează creierul și în momentul ăla se leagă totul și bam, știi, se întâmplă ceva. Psycho Cybernetics, cine a scris-o? Da. Am uitat cum îl cheamă. Maxwell, nu? Da, Maxwell. Da, Cibernetica de Maxwell. Cartea asta e din 1970, dar dacă faci și spune acolo... Super actuală. Da, dar bine, nu cred că se prea cunoaște. Sau pentru cei care se... Pentru că e o carte veche și cărțile astea vechi cumva nu au rulaj. Dar e o carte pe care eu am găsit-o... Asta zic, chiar dacă este veche, este foarte actuală. Asta vreau să spun. E foarte puternică, dacă înțelegi cumva mesajul și o aplici și te ții de ceea ce se întâmplă acolo, creierul tău se schimbă total și, cum eu am mai tot spus treaba asta, exact. Va funcționa în folosul tău, în niciun fel în detrimentul tău, în folosul tău. Pentru cine nu știe și vrea să citească Psihocibernetica, care este o carte foarte șmecheră, vorbește despre cum noi suntem construiți din obiceiuri. Obiceiurile ne fac pe noi... Și dacă noi luăm atitudine să ne schimbăm obiceiurile, ca apoi obiceiurile să ne schimbe pe noi într-o persoană mai bună, ne putem schimba programarea pe care o primim de la părinții noștri, de la bunici, de la nepoți, de la
cățel de la Purcel. Și să schimbăm toate lucrurile negative care ne sabotează, că noi avem niște programări în subconștient care ne sabotează, să le schimbăm în niște lucruri pozitive. Și vorbește foarte mult și despre vizualizare, care este o tehnică foarte puternică pentru a-ți atinge țelurile. Eu am folosit vizualizarea și o recomand, 10 din 10 recomand vizualizarea. Și cartea Psihocibernetică o recomand, foarte puternică. Da. Informația e putere. Zi. Cred, aș mai da încă un titlu, dar mie că deja bombardăm cu foarte multe titluri. Frate, poate da? Cineva vrea să citească ultima carte pe care ai exact. Spus-o. Zi. Foarte, foarte mișto, Un pământ nou, de Eckhart Tolle. Deci Un pământ nou de Eckhart Tolle. Este... Aia eu ți-am dat-o, nu? Un pământ nou? Da. Nu știu dacă mi-ai ziua dat-o ta, tu... Mă, nu știi că... Tu mi-ai dat-o. Da, da, frate, tu mi-ai dat-o. Okay. Tu ai citit-o? Da, de vreo 3 sau 4 ori cred că am citit-o. Mamă, deci genială. Da, Eckhart Tolle este foarte cunoscut pentru The Power of Now. Puterea prezentului se traduce în română. Și cartea este foarte, foarte mișto. Doar că puterea prezentului este un pic mai greoaie. Mi se pare că Un pământ nou este un pic mai accesibilă. Și pe același subiect. Da, depinde. Sunt anumite informații care pot ajunge la unele persoane la care poate nu te aștepți, știi? Dar fiecare... Cuvintele exact. Comunică cu fiecare într-un fel, știi? Până la urmă, tu ca om ești responsabil pe lumea asta, dacă tot ești în era informației, să cauți, frate. Caută, că vei găsi. Vei găsi ceva ce ți se potrivește ție și doar ție. Dar dacă exact. Nu cauți, există șanse să nu te găsească niciodată ceea ce te caută. Pentru că e ceva ceea ce te caută. Atâta timp cât respiri și te trezești dimineața, îți permiți să mănânci, îți permiți să duci la muncă, îți permiți să ai muncă, îți permiți să faci un ban, e ceva ce te caută și trebuie tu ești responsabil să cauți. Dacă, ai citit și da. Puterea prezentului de... Am citit și Puterea Cartor. Prezentului, da. Au fost anumite cărți, deci Psycho-Cybernetics, Puterea Prezentului și mai da, sunt vreo trei. Păi, frate, deci pe mine Puterea Prezentului m-a schimbat complet. Deci după ce am... Aia a fost cartea care m-a pus, cred, pe drumul de spiritualitate și să înțeleg mult mai bine cum funcționează ego-ul și subconștientul nostru și cum suntem toți uniți, suntem o conștiință universală. Dar nu ne dăm seama pentru că suntem bruiați de frecvențele astea joase. Eu cred că suntem bruiați de cuvintele pe care le folosim. Eu... Da, și de programările pe care le avem. Pentru mine cea mai mare realizare, mă refer spirituală, a fost să realizez capcana din spatele cuvintelor și să fac separarea dintre cuvinte și viața mea personală, care viața mea personală eu nu pot explica prin cuvinte. De asta am eu puterea de a susține un mindcast, frate. Pentru că eu nu vin aici, frate, cu oricine să-mi susțin eu punctul de vedere. Eu mi-l spun în felul în care eu pot să mi-l traduc, pentru că eu simt niște lucruri pe care eu nu pot să mi le explic, dar le simt, le înțeleg și le aplic în tot ceea ce fac, înțelegi? Dar pot să fac mindcast-ul, pentru că nu sunt genul de om în care să te ascult, să-mi spui ceva care mie nu-mi convine și o să mă lupt cu tine că nu-i corect. Eu îmi spun punctul meu de vedere, tu îți spui punctul tău de vedere și punctele noastre de vedere... Ne vedem separat și o dăm parte în parte. Da, sau eventual pe Skype ne dăm parte în parte. Eu dau capul în cameră, tu dai cu capul în cameră și cumva... Da. Există o capcană în spatele oricărui cuvânt, deși e creator și trebuie foarte mare să ai grijă ceea ce spui. Cuvintele sunt creatoare și îți creează practic mood-ul, starea, experiența și pentru cealaltă persoană. Adică tu ai rolul de a fi un om, de exemplu, dacă tu vrei să ai oameni care să te aprecieze, să te iubească, tu trebuie să îi apreciezi pe alții și să iubești pe alții. Dacă tu pe alții consideri mai jos sau îi vezi mai nu știu cum sau îi ignori sau nu-ți pasă, nimeni... Înseamnă că tu de fapt te urăști și pe tine. Da, tu te urăști pe tine și practic tu vrei să te autodistrugi. Tu vrei practic să te omori cât mai repede, dar nu... Nu știi cum. Da, bine, sunt anumite persoane care își dau seama cum foarte repede și o fac. Sunt anumite persoane care zic, bă, vreau să mă distrug, dar nu vreau să mă omor. Vreau să bag alcool,
Ori vreau să, vreau să mă mor mai lent, așa. Mai lent, așa, gen, știi, și e bang. Bag niște prind țigărele, acolo. Niște da, droguri. Da, da, fumez 3-4 pachete de țigări. Ideea e că nu e condamnabil, frate, nimica din punctul meu de vedere. Știi ce e condamnabil? Să știi că poți și fără ele și tu în continuare să fii gen, bă, fuck it, YOLO. Bro, da. No YOLO. You have one life. Do something with it, you know? Nu contează, dacă tu te simți bine să, gen, să throw it away, throw it, dar fii responsabil de, de faptul că o ți-o arunci, exact. Știi? Pentru uite, că mulți nu sunt responsabili. Ce spune Livia Crescu? De aceea atunci când povestești ceva cuiva, ai grijă ce povestești ca să nu îl încarci gratuit cu probleme pe omul acela. Da, cred că oamenii care trăiesc pe o frecvență un pic mai joasă și sunt mai mult pe ego, într-adevăr au tendința să vorbească mai mult despre probleme. Acum, na, nu vorbesc că sunt eu și eu sunt foarte des pe ego, după cum vă poate spune și iubita mea. Dacă pe, chiar peste două zile că o să vină și aici pe Mindcast, o să vă povestească dacă vrea. Da. Toată lumea mai e pe ego până la urmă din când în când, dar în momentul în care totuși ajungi la un nivel de vibrație un pic mai înalt, nu le mai spui oamenii, nu te mai plângi, că ce am pățit azi, că mă doare piciorul, că mamă ce ghinionii sunt, că ce greu e viața mea, de ce îmi pune lumea toate astea în cârcă, victimizare. Eventual ai și un quartet de corzi de viori în spatele tău care... Știi? Când te ci plângi. Că, da, da. Ci că când te plângi, vine cineva și spune, uite, asta e cea mai mică vioară din lume care cântă pentru tine, știi? Exact. Eu cu Ana, care o să vină și ea la Mindcast peste două zile, nu? Miercuri? Miercuri, da. Avem gluma asta, de fapt, semi-glumă, când unul dintre noi începe să se victimizeze, îi zic, vezi că ai ditai vioara în spate acolo, termină-te. Știi? Când începe unul să se plângă de ceva. Și cred că este foarte important să avem oameni care ne anunță când începem să ne victimizăm și să ne plângem de chestii. Și aoleu, ce grea e viața, că mai ales noi ca români suntem foarte programați să ne victimizăm și să ne plângem. Nu-i da, așa, Mihai? Da. Trebuie să... Și trebuie să scăpăm de chestia asta și... Nu vă mai plângeți, oameni buni! Vorbiți dar nu, fii atent, bro. Mi se pare că oamenii... Că vă bat. Mi se pare că oamenii trebuie să lovească de anumite lucruri. Adică, mi se pare că trebuie să greșești atât de mult și să fii atât de norocos să nu te omoare una din greșelile tale. Și la un moment dat, una din greșeli va fi atât de nasoală, nu, va fi una atât de nasoală în care va face o delimitare între tine de ce va urma. Și pentru majoritatea oamenilor e clar, sunt cazuri excepționale când există șanse ca cineva să-și aleagă să meargă ok pe viață, dar să nu mai poată să se schimbe din cauza trecutului, pentru că a fost prea greu pentru ei și foarte traumatizant. Dar mi se pare că te naști... Nu ți se oferă practic un mod autentic de a te înțelege pe tine. Tu practic tot timpul te uiți la familia ta și la oamenii din jurul tău ca să te identifici cu ei și când ei dispar din jurul tău, tu dispari și atunci vine prima criză existențială. În momentul în care apare prima criză existențială, tu ești lăsat cu tine într-o formă în care tu nu te-ai cunoscut niciodată în felul ăla. Tu nu habar n-aveai că există așa ceva. Atunci apare prima criză existențială. După aceea, frate, începe să nu mai începe acum cu relațiile. Mâncați și că cred că aș putea face... Noi avem cărți de scris, Mihai. Da, Nu, fii atent. Zi. Apropo de ideea asta ta. Ne naștem, venim pe lumea asta și... Tot ce vedem la părinții noștri și la cei mai apropiați oameni, noi preluăm ca un burete, deci ca un burete preluăm tot și vin părinții și ne dau și ei exact ce au preluat și ei de la dânticilor. Da, știu, părinții trebuie să-și lase copiii să facă greșeli, deci nu există. Când crești un copil, trebuie să-l lași în pace, nu trebuie să te bagi în viața lui, că există șanse ca acel copil să crească mare și să te urască din toată inima lui, doar pentru că el își dă seama la un moment dat că tu ca părinte ai avut tupeul să te bagi în creșterea lui, care un organism când crește e ca un râu care curge. Dacă te bagi acolo și tu trebuie doar să-l ghidezi. Doar să-l ghidezi, e ca o mașină la care tu
trebuie să apeși pe accelerație, dar ții de volan, dar nu tragi tu de volan ca nebunul sau ca nebuna, știi? Doar ții exact. Mâna pe volan. Dacă vezi că mașina o ia în stânga sau în dreapta, îndrepți puțin, dar exact, știi? Exact. Deci e nasol, păi, e nasol să te naști într-o familie, frate, și să n-ai chestia asta. Eu... Gândește-te ce se întâmplă pentru un copil, frate, vine pe lume, bă, deci nu știi nimic cu ce se mănâncă pe planeta asta. Și vin oamenii ăștia doi mari și încep să-i zică, a, că n-ai voie aia, a, că nu mai fac chestia aia, a, că uite așa dacă face foarte rău, știi? Da, bine, acum oamenii ăștia nu pot fi judecați, deși no, există acolo un sentiment, există acolo un sentiment care cumva, nu știu cum să-l numesc, ego-ul sau partea întunecată, pentru că există o parte întunecată în toată lumea, cu care, nu, partea întunecată trebuie să o hrănești într-un fel ca să stea liniștită, știi? Dar zi. Scuză-mă. Ce voiam eu să zic este că să schimbăm mentalitatea pentru generațiile noi. Să cum ar fi în loc de mama ta sau tatăl tău când te vede că ai 4 ani și normal, ai dat peste un pahar și l-ai spart. N-am să facă, ce ai făcut mă mamă mă aici și să se enerveze și să, bine, să te bată la cur, să zică, a, s-a spart, aia și... Dar tu știi ce se întâmplă? Dar știi ce se întâmplă în capul părintelui în momentul ăla? El crede că printr-o reacție de genul, bine, e o reacție naturală. Practic, părintele se enervează, imaginează ce trece părintele. Eu cred că e o reacție copiată de la părinții lui. Da, în sensul că părintele crede că prin acea reacție copilul o să-și aducă aminte de acel părinte care a ridicat tonul și cumva copilul o să fie tot timpul atenționat în gândirea lui, da, în modul lui de viață, de o chestie asemănătoare care se poate întâmpla și apare mama în capul copilului și țipă, știi, și e, ai grijă la pahare și ești super speriat de pahare dintr-o dată, frate. Da. Se numește motivație negativă. De mic, se numește motivație negativă și eu nu cred deloc în ea, știi? Eu nu cred deloc în ea și nu aplic deloc cu elevii mei, eu folosesc doar motivație pozitivă, motivez doar prin pozitiv. Bineînțeles că le dau și critică constructivă, dar aud foarte multe povești horror cu alți profesori, că am ajuns iarăși la, na, ce să fac, defect profesional. Aud foarte multe povești horror cu profesori de canto care motivează prin motivație negativă și se iau și le zic, mamă, că nu ești bun de nimic, că nu știu ce, că, uite, distroid, știe, zice, jos motivarea negativă. Că, ai văzut filmul Whiplash? Da, exact. Ăla este genul de motivare negativă și n-ai văzut că... Deci pentru cine nu știe, Whiplash este un film cu un tobar, un puști care este toboșar de jazz și studiază cu, nu știu, cu o orchestră de-asta mare sau ceva și are un profesor. Bă, deci are un profesor care taca, țipă pe el într-un al... Da, tu ai văzut la final, frate, ce s-a întâmplat? Tu ai văzut? Ăla-i, frate... Ăla e rodul unei, unei motivări negative. Ăla e rodul. Genial, nivel mondial. Ăla e rodul, frate. Dar trebuie să știi să o faci. Că motivarea asta negativă are mai multe fețe. Există motivare negativă. Stai, amintește în ce s-a întâmplat. A ajuns foarte bun, nu? Sau... Nu că a ajuns foarte bun. Deci, n-ai văzut filmul? Ba da, dar nu mai țin minte exact că l-am văzut acum vreo 2-3 ani. Deci, Whiplash e vorba despre un tip care bate la tobe, se duce la o facultate, la un conservator și tipul ajunge acolo și pică pe mâna unui tip chelios, care e foarte rău în exprimare, dar intențiile lui sunt foarte mari. El vrea, intenția unui profesor de genul vrea să creeze artiști mari, gen oameni care practic să lase pe toți mască. Înțelegi? Să stea tot să fie dă-te în Spania, frate. Cum să existe așa ceva? Uite, Dizzy Simmons, actor underrated. Da, frate. Da. Foarte bun, foarte bun. Și-a luat Oscar-ul omul. Și revenim imediat, Dizzy, și la ce ai spus, că e interesant cum ai pus problema. Așa. Și pe parcursul filmului, Simmons ăsta sau tipul ăsta chelios țipă la țipă, jură, îl face de cai de... Și ăsta, actorul principal, toboșaru, trece prin fel și fel de staze cu iubita, cu viața, cu deciziile pe care trebuie să le ia. Bă, și la finalul filmului, fratele meu, băi, deci are accident cu mașina, își rupe
Dar la finalul filmului dă randament, dar într-un fel în care când te uiți la film nu o să realizezi decât că, bă, starea de confort pentru oamenii inovatori e periculoasă. Nu trebuie să existe stare de confort sub nicio formă, din nicio perspectivă anume, pentru că nu te va evolua sub nicio formă. Nu o să-ți dorești într-o stare de confort să nu o să-ți dorești atât de tare încât să o faci să se întâmple, pentru că o să-ți dorești și într-o stare de confort să faci lucruri, dar nu o să-ți dorești la fel de mult ca și cum ai fi pe punctul de a muri și să vrei tu să te salvezi, să pui mâna pe tine, să fii, hai să o facem, că dacă nu o facem acum îmi bag piciorul. Și o faci, frate, pentru că ești între ciocan și nicovală. Dar dacă ai fi ținut în plapumă și ai avea de ales între a face și a nu face, ai fi gen... mă mai gândesc. Înțelegi? Mihai, fii atent, am o părere foarte puternică despre asta. Pentru că eu sunt cel mai mare inamic al zonei de confort. Știi cum este Acțion, inamicul numărul 1 al grăsimii? Am făcut și reclamă. Așa sunt eu, inamicul numărul 1 al zonei de confort, pentru că încerc să mă scot din zona de confort în toate modurile. Băi, cu gheață, dușuri reci, respirații foarte dubioase, mă duc... chiar ieri am fost la parcul de aventură pe traseul cel mai greu de la Edenland și... mi-am rupt mâinile pe acolo, dar l-am dus la bun final, frate, chiar dacă mă căcam pe mine de frică, l-am dus la bun final. Ceea ce vreau eu să zic este chiar dacă într-adevăr zona de confort este un pericol real, eu nu cred deloc în motivare negativă. Eu cred că poți să faci pe cineva să iasă din zona de confort, frate, prin... îl motivezi atât de puternic pozitiv prin cuvintele pe care le folosești și prin exemplu pe care îl dai, frățiorul meu, încât el chiar este inspirat, se ridică de acolo și da, frate, vreau să fac asta și o să fac și o să reușesc și îl motivezi tot timpul așa. În schimb, ce se întâmplă în filmul ăla în care Simmons îi toacă creierii lui băiatul ăla? Acolo se folosește motivare prin frică, adică hai să nu ne căcăm pe noi și să recunoaștem că îl motivează numai prin frică. Și tu vezi la finalul filmului că, într-adevăr, ce arată la finalul filmului? Arată că băiatul cântă într-un concert și cântă foarte bine la tobe. Băi, dar arată în spate cum se simte el, că poate omul, din cauza tipului ăla, începe să aibă traume, să aibă o viață de căcat, să nu se simtă bine, poate nici măcar poate el în sinea lui... El bate super bine la tobe. Să fii geniu e cu un preț pe lumea asta, să știi. Frate, bate super bine la tobe, dar poate nu e nici măcar... vine cu un preț. Bate bine la tobe, dar viața lui e o mizerie. Uite-te la toți artiștii. Exact. Uite-te la toți artiștii mari, frate. Deci tu ai impresia că toți oamenii ăia pe care îi vezi tu la televizor au o viață extraordinară? Ăia au o viață extraordinară în ochii noștri sau în ochii oamenilor exact. care percep. Viața lor se învârte într-o sferă care cumva mulți... Știi că The Weeknd a făcut Starboy și știi ce înseamnă Starboy? Că artiștii la nivelul ăla vorbesc în simboluri, frate, și când reușești să percepi lumea simbolurilor, tu practic le poți traduce viața și ei se manifestă în simboluri pentru că realizează că ăla e nivelul, yes. Adică ei, Starboy... așa se exprimă, aia e cea mai înaltă formă de exprimare. Starboy este, după părerea mea, personajul Starboy este practic cea mai înaltă formă de ego a lui The Weeknd în situația respectivă, adică așa văd eu și el zice în piesa aia "Look what you've done, I'm a star boy", gen m-ați transformat în personajul ăsta, nu? Eu așa văd lucrurile. Deci, Starboy este un nume atribuit de jamaicani pentru, pentru artiștii locali care vor să se ducă în America să ajungă mari. Yo, bale Starboy, dar e slang, e aruncat în derâdere, gen... Yo, Starboy, yo, the Starboy, you know? Hai că la mișto, gen, uite-l și pe ăsta, se crede star, știi? I'm a motherfucking Starboy, înțelegi ce zic? Gen, I'm a motherfucking Starboy. Deci, e o chestie, e la un nivel. Deci, bro, artiștii, nu, deci, când ajungi la un nivel în viață, depinde ce vrei, clar, dar totul se plătește. Tu nu o să poți să fii de succes și viața ta să fie roz. Sau... nu o să poți să fii de succes și să ai și o familie blană. Adică trebuie să alegi ceva.
Eu zic că poți să fii de succes și să nu ai o viață de căcat. Într-adevăr, o să ai, cu cât o să ai mai mult succes, cu atât o să ai mult mai multă responsabilitate. Sunt de acord cu asta și mi-asum și vreau și succesul și responsabilitatea. Dar nu trebuie să... Succesul ai, bro. Hai să fim sinceri acum. Hai să definim clar ce e succesul. Că poate oamenii nu o să înțeleagă niciodată dacă vorbim de succes ca ceva care nu se poate atinge. Să fii de succes pe lumea asta înseamnă să faci ceea ce îți place. Și dacă exact. Îți place ceea ce faci și, și iubești ceea ce faci tu și te simți bine cu ceea ce faci, ești de succes. Nu contează ești de succes, ești... Mihai. Dar știm amândoi că destinația este călătoria și este atât de frumos să știi că poți ajunge și mai departe și mai păi departe. Păi da, până... Deci, nu, frate, n-o nu o să se termine lași... niciodată călătoria. Până mori, exact. Deși o să ajungi unde vrei tu și ajungi... Practic o să se deschidă o altă zonă de manifestare. Niciodată nu o să te exact. Oprești. Exact. N-o să fie la modul la care, mamă, dacă nu ajung în punctul ăla, n-o să fi... deci eu până ajung în punctul ăla n-am cum să fiu fericit în viața mea. Nu, frate. Trebuie să găsești echilibrul ăla în care să fii foarte mulțumit cu modul în care ești acum, dar în același timp să-ți dorești mai mult. Sunt două chestii paradoxale și după cum bine ați observat, dragi cititori și telespectatori, viața este foarte, foarte paradoxală și sunt foarte multe paradoxuri. Și dacă reușim să atingem aceste paradoxuri, cred că dăm de ceva mișto. Fii atent! Văd aici că mai avem niște comenturi interesante. Destroy zice, Manu, un om poate să reacționeze creativ la motivarea negativă încercând să demonstreze că el va reuși și să-și atingă țelul indiferent de ce zic ceilalți sau se poate izola și abandona tot. Foarte, foarte mișto zis. Și este exact prin ce am trecut eu când prietena mea care era violonistă îmi spunea că eu nu o să pot să cânt și eu am luat motivarea asta, bine, practic nu era motivare. Dar am luat feedback-ul ăsta negativ și m-am ambiționat mai tare și am zis o să-ți demonstrez că nu e așa. Mă rog, în timp s-a transformat în faptul că nu trebuia neapărat ei să-i demonstrezi ei, logic, dar a pornit dintr-un punct, a fost un punct emoțional care a dus spre această călătorie. Citește tu următorul coment, Mihai. Un profesor genial, dar nu, referitor la ce a spus Destroyed, ca să luăm așa pe rând. Da, ok. Deci eu sunt advocatul ideii de motivarea asta negativă, că aveam ideea asta în cap, dar sigur. Fluctuează, știi, în fine. Deci, referitor cum ai spus și tu, eu, de exemplu, acum un an eram la București și mi-aduc aminte de mine pe vremea aia că aveam tot ce-mi doream, deci tot ce-mi doream, frate, aveam și din toate punctele de vedere, tot, tu-ți dai seama, dar nu eram mulțumit, frate. Știi de ce? Pentru că mi-am dat seama că eu urmăream să ajung în punctul ăla și nu aveam un plan pentru ce să fac după ce ajungeam din punctul ăla. Toată viața mea exact. A dus până în punctul în care eu trebuie să simt pe pielea mea ce înseamnă să ai. Tot, înțelegi? Bani, casă, viață, tot. Bă, și am avut și m-am bucurat de ele, dar nu am mai avut un plan după și creierul meu a luat o razna, frate. A zis, creierul meu a fost la modul gen, bro, ai tot ce-ți dorești, dar acum ce vei face? Întrebare de $1,000,000. Și n-am avut un răspuns. Și din momentul ăla mi-am dat seama că eu nu urmăream ce trebuie. Nu, trebuie să... Dacă urmăream ce trebuie și acum eram pe drumul ăla. Da, înțelegi? Nu ți-ai urmărit. Știi ce am făcut? Latura spirituală. Știi ce am făcut? Am renunțat la tot, frate. Pentru că mi-am dat seama că modul meu de a ajunge unde-mi doresc nu e într-o stare de confort. Nu e într-o stare în care tot timpul să am tot ce am nevoie. Nu e într-o stare în care nu, trebuie să fiu în ghilimele în paragină. Trebuie să mă simt la limită tot timpul și să împing, înțelegi? La limită, da. Exact, nici exact. Prea jos, dar nici prea sus. Trebuie să fiu undeva la limită. Și să, din punctul ăla, frate, să împing. Să te ții tot timpul, să te ții tot timpul pe marginea prăpastiei, pentru că altfel da. o să pici în zona de confort. Deci, și chiar, exact, în momentul în care capezi succes, și să zicem chiar și un succes financiar, dacă tu începi să te să devii confortabil cu succesul ăla financiar și să nu începi să investești mai mult și mai mult și să te scoți mai mult din zona de confort și să riști, tu o să rămâi acolo și o să scazi, o să mori lent, practic, pentru da. Că dacă nu te dezvolți, mori lent. Știi care e chestia? Și, zi, scuze.
Spune tu că aveam o idee, dar nu mi-am pierdut acum. Scuze. Deci, ideea e că trebuie să știi foarte clar ce-ți dorești, pentru că, din punctul meu de vedere, viața pentru mine tot timpul mi-a oferit ce mi-am dorit. De exact ce mi-am dorit, frate, exact ce mi-am dorit. Tu știi că eu am vrut să ajung la București neapărat și știi care a fost cerința mea de la viață? Vreau să cânt. Nu contează ce, nu contează unde, nu contează cu cine, nu. Vreau să cânt. Și s-a întâmplat. Bă, s-a întâmplat să ajung undeva, să cânt, să fiu respectat, să mi se ofere bani pentru asta, să mi se ofere respect. Dar fratele meu, după ce am îndeplinit scopul de să cânt, mi-am dat seama că nu era de ajuns doar să cânt, vreau să cânt, dar cum? Cu semnificație. No, nu mai eram în locul potrivit, înțelegi? Deci trebuie foarte clar de la început să știi ce-ți dorești, pentru că tu vei ajunge acolo. Tu vei ajunge și acolo. Tocmai ce ai zis tu m-a făcut să-mi revină și ideea mea. Perfect. Și anume... faptul că, după părerea mea, trebuie să-ți cauți, ok, ajungi la un țel în care tu ai tot ce-ți dorești, ai prosperitate în viața ta, da? Ai libertate să ajungi unde vrei. Și, într-adevăr, libertatea financiară, eu o să tot vorbesc despre asta, o să-ți aducă libertate pe absolut toate planurile. Dar o să ajungi în punctul ăla și o să zici, cum ai spus și tu, bă, am ajuns aici, am făcut tot, am rezolvat tot, acum ce mai fac? Și dacă ai ajuns în punctul ăla și nu mai ai nimic de făcut, frate, o lună, două, ok, poate o să mergi în vacanțe și o să te simți bine, dar după aia o să intri într-o mare și grasă și puturoasă depresie. Și soluția ca să nu intri într-o depresie după ce ajungi și cape succesul, după părerea mea și auzită și de la alți oameni care au trecut prin treaba asta, este să începi să oferi cât mai mult înapoi, să vezi cum poți să ajuți tu mai departe. Băi, eu am reușit, am făcut, cum îi pot ajuta și pe alții să reușească? Prin educație, prin investit în diferite lucruri. Asta, după părerea mea, este salvarea și pentru tine și poți ajuta și pe alții și este atât de frumos. Așa. Dacă vrei să continuăm să citim comenturile. Da, cum să nu? Hai să vedem. Uite, zice Dizzy, un profesor genial știe ce fel de motivație are nevoie, învață celul. Câți profesori ai avut în școală care te-au motivat prin felul lor? Îi număr pe degete. Da. Da, eu cred că am avut 2 sau 3 care chiar mi-au plăcut și m-au motivat și m-au motivat să învăț la materiile lor. În rest, în România, nu știu, sunt atât de persiflați profesorii. Și eu când de la început când m-am apucat să predau canto și pian eram profesor, nu e chiar ce-mi doresc eu, știi? Dar după aia mi-am dat seama că, frate, este o foarte mare responsabilitate și nu există profesor pe lumea asta așa cum trebuie. Și trebuie să creăm profesori pe lumea asta așa cum trebuie, pentru că educația este cel mai important lucru. Zici și tu. Da. Bă, am avut și eu tot așa câțiva profesori la care am fost atent, dar sincer eu am simțit de mic o chestie și cumva într-un fel îmi pare rău, dar într-un fel îmi pare bine că m-a detașat de mentalitatea asta comună, știi, de a pune etichetele într-o măsură în care eu să gândesc cum gândește altul. Fiecare trebuie să aibă eticheta lui formată, știi. N-am mai simțit rostul școlii de la o vârstă. Mi-am dat seama că școala și-a pierdut cumva semnificația din momentul în care profesorii n-au prezentat o implicare sau n-am mai simțit o implicare față de cum o simțeam când eram în clasa 1. Cumva o rețetă care cumva odată cu timpul devine din ce în ce mai obositoare. Nu e o rețetă care să te dezvolte, să vrei să faci parte din, cel puțin pentru mine. Și nu dezvoltă ce trebuie. Da. Înveți atât de multe lucruri în școală. Zi, ești de părere, scuze. Deci, sistemul educațional din societatea noastră este foarte eficient la a te transforma într-un anume lucru. Este foarte eficient în a te transforma într-o rotiță din mecanismul cel mare. Adică să te transforme într-un hamster care aleargă pe o rotiță. Da? Să-ți iei un job. Să lucrezi pentru o firmă cu care tu nu te identifici până la vârsta de 50-60 de ani, să te pensionezi, practic să alergi toată viața pe rotița de hamster și să nu ajungi nicăieri. Mie mi se pare că asta nu este soluția și
de-aia nu pot să susțin sistemul educațional în care este el. Ok, na, mai înveți niște matematică română, na, sunt importante, dar per total sistemul nostru educațional are nevoie de o reformă foarte masivă. Da, bine, mi se pare că oamenii ar trebui să realizeze că școala nu reprezintă ceea ce vrea să reprezinte. Școala este o îndoctrinare masivă. Da, da. Este. Intri în școală, ieși ca dintr-o fabrică. Ieși ca dintr-o fabrică și ești pregătit să intri într-o altă fabrică și după aceea din fabrica aia intri în altă fabrică și după aceea practic și tot timpul când vei fi... când ești din fabrică, intri în cimitir direct. Da, tu, nu, 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 deci trebuie oamenii, băi, dacă tot există libertatea asta și e promovată în ideea de, băi, nu încerca să fii, e foarte greu de exprimat treaba asta, dar ascultă-te pe tine, ascultă-te pe tine, ascultă-te pe tine, tu știi mai bine decât oricine. Nu poate nimeni să-ți spună. Ascultă ce simți. Dacă sufletul spune, băi, eu vreau să cânt sau eu vreau să fiu actor sau eu vreau să... Și simți că este o pasiune arzătoare sau eu vreau să construiesc cele mai mișto poduri din lume sau eu vreau să fiu un tâmplar foarte șmecher ca Iisus sau ce făcea Iisus. Yoga, din câte am înțeles. Probabil făcea și yoga dacă era foarte zen omul. A fost un lider spiritual foarte șmecher. Fii atent, vreau să răspund și la ce am mai zis acolo, Easy, Dizzy. Asta e doar o metodă, George, se poate să aspiri la mai mult ca să ieși din depresie. Eu, exact ce ziceam mai devreme, cred că este foarte important să aspiri tot timpul la mai mult, dar cu cât capezi mai mult, cu atât să și oferi mai mult înapoi. Da, cam da, asta e filosofia da, mea. Da, da, clar, clar, clar. Tot timpul dar în permanență să ai niște targeturi din ce în ce mai mari. Să ai deadline-uri pe care tu să le vezi că ți le manifesti, să spui pentru deadline. Că astea sunt parte din viață. Astea ne țin pe noi în viață, să avem ceva după, să avem un morcov în față după care să fugim. Asta ne face pe noi oameni. Deci e parte din existență, fie că ne împăcăm cu asta sau nu. Asta este... Uite ce spune Lidia, dar voiam să îi răspundem și ei. Propunem sigur, să facem challenge, sigur. 7 days challenge, mi-ai și George pe Mindcast dimineața, 50 minute de scoatere din zona de confort. Ideea e, Livia, că fiecare dintre noi avem treburi de făcut pe lângă Mindcast, dar noi o să ne adunăm odată la ceva timp eu cu George și mă bucur să știu că prin comentariul tău simt că o să aștepți această discuție. Păi, o să ne gândim la chestia asta. 50 minute 50 minute de dimineață. Bă, mie nu sună rău, dar ne gândim, o să discutăm. O să discutăm pe privat și o să vedem cum putem să facem, da. Pentru că știi care ducem, ideea? Ducem moțiunea în Parlament. Da. Mai departe. Zic eu. Da, am un quote salvat aici. Through action, a man becomes a hero. Through death, a hero becomes a legend. Through time, a legend becomes a myth. And by learning from the myth, a man takes action. Da, foarte, foarte șmecher. Adică un om de acțiune va lua acțiune, va deveni erou, va deveni legendă și apoi alt om va fi inspirat de acea legendă și va lua acțiune la rândul lui. Și se va repeta ciclul ăsta. Și în loc să repetăm ciclurile negative pe care le preluăm de la societate și părinții noștri, să repetăm niște cicluri pozitive și să ducem inspirația mai departe și să facem lumea asta un loc mai bun. Bam! Da. Am lovit. Da, da. Shoot, bară gol. Da. Shoot, bară gol. Și cred că pe chestia asta, Mihai, este... Dacă mai e ceva de completat, dar eu zic că ar fi o chestie foarte mișto de închis pentru seara asta. Da. Presupun că te pui la somn. Da, 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 da. Cam trebuie să mă duc la somn să mă țin de ritualurile noi pe care mi le-am creat. Da. Băi, îți mulțumesc Dizzy, foarte mult. La mulți ani, încă o dată, mă bucur foarte mult că te-ai ajutat. Sper că am ajutat și pe alții. Sunt lucruri pe care le învăț și eu de la alții și le dau mai departe și împărtășim idei. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, frate, că putem să facem toată treaba asta și evident că vor mai urma sesiuni viitoare în care vom aborda alte subiecte și ne vom duce mai departe.
Pentru că data trecută am fost într-un loc, acum am mers într-un alt loc, mai departe și tot așa. Cum face? Dacă vrei tu să mai spui niște cuvinte de final? Niște cuvinte de final, oameni buni. Cuvinte... Toți oamenii spun cuvinte, deci toată lumea taca, 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 taca toată ziua. Eu zic să transformați cuvintele pe care le puneți în acțiuni, pentru că acțiunile sunt de 10.000 de ori mai puternice decât cuvintele și putem să creăm lucruri mult mai frumoase și să inspirăm și pe alții. Și cu asta, dragi cititori, telespectatori, am încheiat. Oh my God, bă, deci nu e o emisiune, frate. E un loc în care cu toți oamenii care ne ascultă am putea sta toți într-o cameră și am discuta, știi? Asta e vibe-ul. Mihai, eu fac chestia asta la mișto. Știu. La mișto. Știu, mă. Dar voiam să subliniez ideea asta și pentru mine pe viitor, ca să înțeleg foarte clar că... De multe ori, mai ales când încep și mai ales când fac o pauză de câteva zile, creierul începe el și se obișnuiește cu ce fac în pauza asta și tot timpul fac ceva și când intru pentru primele câteva minute, tot timpul încerc să mă adun și să-mi aduc aminte, bă, this is the Mindcast, e un loc în care, ți-am zis, am putea sta toți într-o cameră și să povestim, știi? Nu e despre... Da. Mulțumim, Livia, mulțumim, George, mulțumim tuturor. Mulțumim și noi, Livia, mulțumim că dacă nu erați voi să ne ascultați aici, eram doar clar. Doi băieți care vorbeau pe Skype. Clar, și noi am vorbit. Ceea ce era și asta interesant, dar... Da, da. Bine, nu, e vorba de a da mai departe și de a călători împreună. Practic e o călătorie care se manifestă prin noapte bună, distrăit. Băi, noapte bună la toată lumea. Noapte bună. Vă pupăm și ne vedem... Trebuie să mă gândesc să-mi fac și eu un podcast ăsta, că e mișto. Fă-ți, frate, fă-ți și facem sesiuni. Facem. Podcast Vocal Chief. Bine. Facem. Noapte bună. Hai, noapte bună. Noapte bună la toată lumea. Ceau. Ciao. Mergeți și păpați-vă grișul și mergeți la culcărică, cum o să fac și eu. Somn ușor, George. Ceau. Numai bine. Noapte bună.